Doamnelor și domnilor, bună seara! Este zi de luni, ora 20:00 și eu vă invit, ca de obicei, în studioul oamenilor liberi și curajoși la TVC21 ca să vorbim, să discutăm despre noi, despre situația din Republica Moldova, despre parcursul nostru și despre tot ceea ce înseamnă un stat care și politicieni care țin la viitorul acestei țări. Invitatul din această seară este Vlad Bilețchi, activist politic, președintele Asociației Unirea ODI. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, ușile televiziunii noastre sunt deschise mereu, așa că dacă astăzi nu reușim să depănăm mai multe subiecte, puteți să mai veniți oricând. Neapărat voi veni, vreau să fac precizarea că eu dau curs tuturor invitațiilor, indiferent de televiziunea care mă invită, indiferent de bârfele care circulă pe online. Consider că un om care practică o activitate politică este obligat moral să vină la toate emisiunile și să fie capabil să răspundă la toate întrebările. Deci nu selectați unde să mergeți și unde nu să mergeți. Absolut. Poate să fie televiziunea mai Sandu, poate să fie televiziunea lui Dodon, poate să fie a lui Șor, poate să fie a lui Plahotniuc. Pentru mine nu contează, eu voi merge la toate pentru că eu sunt eu, indiferent de platoul în care mă aflu. Și spun același lucru, spun ceea ce gândesc, spun ceea ce cred și asta mă reprezintă. Exact, super tare. Haideți să începem discuția de astăzi cu acea conferință de presă susținută de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru că a avut loc într-o zi așa, nu știm care a fost scopul dumneavoastră, o să ne spuneți. Deci noi am asistat la această conferință, eu personal. Vreau să ne povestiți cum, din punctul dumneavoastră de vedere, priviți mesajul pe care l-a transmis președinta Maia Sandu și care a fost scopul real sau unul ascuns, a fost sau nu a fost el, este doar o dorință sinceră de a discuta cu jurnaliștii și a transmite mesaj cetățenilor. Cum considerați? Consider că doamna președinte a Republicii Moldova este în drept să facă astfel de acțiuni. Consider că trebuiau a fi făcute mult mai devreme, întrucât întrebări s-au adunat foarte multe în societate, întrucât până acum nu am prevăzut astfel de sesiuni de întrebări și răspunsuri. Vedeți că unele întrebări care au fost adresate sunt de ceva timp, au deja câteva luni sau poate chiar un an și ceva vechime. Este binevenit o astfel de acțiune, dar am fost dezamăgit de calitatea răspunsurilor. Din punctul meu de vedere, subiectiv, au fost seci, au fost de suprafață, nu s-a intrat în subiect și predicat. Au fost niște chestiuni așa foarte generaliste. La modul general am observat că doamna președinte obișnuiește să vorbească foarte abstract, pentru că înțelege că în momentul în care va intra în subiect, va începe să-și exprime punctul de vedere și să vorbească așa cum gândește, va pierde electorat. Deci asta am văzut și în campania electorală, asta am văzut și pe parcursul mandatului dumneiei prezidențial, decât atunci când se cere insistent. Mi-amintesc la început de război, atunci când lumea vroia să vadă o poziție clară a doamnei președinte, dumneiei a ezitat și a evitat să se pronunțe clar, spunând că sperăm că vom putea ocoli acest pericol. Ei bine, șeful statului, doamna președinte Maia Sandu, nu este speranța acestui stat, este garantul suveranității. Eu pun un mare accent pe Constituția Republicii Moldova, care este legea supremă, și pe faptul că șeful statului trebuie să ne garanteze. Nu să spere, nu să se roage la icoane, nu să facă alte acțiuni, ci să garanteze, să întreprindă un șir de acțiuni care să garanteze fiecare cetățean siguranța, securitatea și bunăstarea zilei de mâine. Pentru că dumneavoastră este în același timp și comandant suprem al forțelor armate. Ori dacă vorbim despre un conflict armat, era necesară din start poziționarea foarte clară a Republicii Moldova. Ori noi am văzut că această poziționare a venit mai târziu, a fost una tardivă. Peste vreo jumătate de an, după ce s-a văzut foarte clar că ofensiva Federației Ruse în Ucraina s-a împotmolit, atunci am văzut și brusc creșterea curajului în declarații. Mie nu-mi plac asemenea schimbări de situații, le consider a fi unele oportuniste, le consider a fi unele ipocrite, deci trebuie să spui clar cine ești și care este viziunea ta. Sau să ții mereu această linie a diplomației și echidistanței. Nu poți să începi cu o declarație, după care cu alta, nu poți să-l primești pe Cozac la președinție în taină, după care să spui că ești antirus, nu poți să vii să ne spui ftemnatenă bezvas, ca ulterior să vii și să închei contract cu regiunea separatistă Transnistria, de la care să cumperi energie electrică, contrazicându-te pe tine însuți. Aceste chestiuni îmi lasă un gust amar și cred că mulți dintre cei care ne urmăresc se regăsesc în acest lucru. Ori doamna președinte Maia Sandu este figura centrală a actualei guvernări. Toată lumea a votat PAS nu pentru că e PAS, ci pentru că este echipa Maia Sandu. Mi-amintesc că pentru că am
parcurs prin propria în persoană această campanie electorală și toată lumea spunea, bun băiat, te-aș vota, dar noi votăm echipa Maia Sandu. Uh-huh. Cine sunt ei, de unde vin, nu se știa. Se știa doar că este echipa Maia Sandu. Și atunci, transferul de imagine de la doamna președinte Maia Sandu către echipa parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate s-a făcut anume pe baza structurii unipersonale. Da. Unele voci deja, după ce s-a terminat conferința, au menționat pe rețele de socializare că a fost o frumoasă începere a campaniei electorale a președintei Maia Sandu ca și candidat în următoarele alegeri. Ce părere aveți aici? A fost așa voalat acest lucru? Ei bine, deși legislația Republicii Moldova, în speț codul electoral, prevede faptul că există un timp anume destinat campaniei electorale, pentru orice politician este clar că, virgulă, campania electorală începe a doua zi după alegeri. Eu cred că PAS și Maia Sandu nu au întrerupt niciodată campania electorală. Ei în permanență au făcut declarații politice, ceea ce este regretabil pentru că ulterior de aceste declarații politice se vor folosi cei care ar trebui să fie diferiți justiției. Dacă eu, ca politician, declar în campania electorală că Ilan Șor este fugar și hoț și trebuie să-l punem la pușcărie, este o situație. Dacă eu declar acest lucru din fotoliu sau din postura de ministru, acest lucru deja poate și este interpretat de către CEDO, de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, drept o imixtiune și o directivă, o presiune a puterii executive asupra puterii judecătorești. De asta este absolut evident și important ca dumnealor să se abțină de la astfel de declarații. Ori ei nu au făcut acest lucru, urmărind scopul electoral, politic, dar neglijând aspectul juridic. Și acest lucru îl observăm că este o linie roșie, este un atu al acestei guvernări. Ei se conduc doar de linia politică. Și economia nu contează, societatea nu contează, legislația nu contează, procesele democratice nu contează. De ce spun acest lucru? Pentru că de dragul de a închide gura unui oponent, dumnealor nu vor deschide o dezbatere, un subiect de discuție, ci dimpotrivă vor eticheta această persoană. Omul oligarhilor, omul rușilor, coloana a 5 și așa mai departe. Eu, spre exemplu, vorbind din propria persoană, m-am pomenit în situația în care omul care a protestat vehement în fiecare an în fața Ambasadei Federației Rusie, care a cerut în mod constant retragerea armatei A14 de pe teritoriul Federației, de pe teritoriul Republicii Moldova, care a protestat de fiecare dată atunci când Federația Rusă făcea declarații care din punctul nostru de vedere vizau Republica Moldova într-un context negativ, m-am trezit cu eticheta ca și fi omul rușilor, de la oamenii care îl primeau paradox, pe... Paradox, da, s-ar părea. Paradox, ei îl primeau pe Dmitri Cozac, vicepremierul Federației Rusie, mâna dreaptă lui Vladimir Putin, în taină, reamintesc, în taină la președinție, pentru că atunci presa alergau ca nebunii dintr-un capăt de Chișinău până în altul ca să afle unde merge Cozac. Nimeni nu confirma. Ministerul de Externe a tăcut, președinția a tăcut, sunt și reportajele, dovadă, dacă vor dispărea, să știți că eu le am salvate, astfel încât avem dovada vie și exact acestui lucru. Acești oameni își permit de la sine putere să atribuie etichete în stânga și în dreapta, pentru că așa este mai simplu. De cui e nevoie să explici, de cui e nevoie să dezbați, de cui e nevoie să intri în discuții, pentru că astfel riști să pierzi. E mult mai simplu, fără să dai multe explicații, fără să te aprofunzi, să faci o aprofundare în subiect, cum am mai spus, superficial, la suprafață, am pus eticheta și presa vine, bineînțeles, să susțină acest lucru. Mă refer la presa galbenă, pentru că avem, din păcate, la ora actuală, un sistem media capturat. Mai ceva decât considerați dumneavoastră? Așa este și am să spun de ce. Da, mai suntem și noi, de exemplu, care nu suntem capturați. Mă refer la presa mainstream, la cea care ocupă cea mai mare falie de audiență, cele mai cunoscute și populare, în special pentru segmentul pro-european. Dacă în timpul lui Plahotniuc, juridic, în acte, declarat la Consiliul Audiovizualului, Plahotniuc a declarat că deține holdingul GMG Media Group, și anume Publica, Prime, Canal 2, Canal 3, deci 4 televiziuni. Dacă juridic, în acte, Victor Jvirel Țopa au declarat că dețin Jurnal TV-ul, iar TV7 pe atunci, înainte să fie TV8, era deținut oficial de Kirill Lucinski, deputat pe LDM, deci erau două tabere beligerante, da. Și era invitat și aici și aici, puteai să auzi ambele voci, la ora actuală acest lucru nu există. Deci și diferența este izbitoare. Iată, eu am spus la modul exact, concret, cu lucrurile pe nume, nu că ar fi a cuiva. Am spus concret nume și prenume, aceste lucruri sunt documente, dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Dumnealor avea obligația de a depune o declarație pe proprie răspundere privind proprietarii efective ai televiziunilor. Eu am aceste documente, așa? Dar ele sunt publice. Ele sunt publicate până acum deja le putem găsi, exact. Nu am careva surse obscure sau așa. Deci exista un pluralism. Puteai să vezi ce spune guvernarea, puteai să vezi ce spune opoziția. Astăzi acest lucru nu există. PAS și Maia Sandu au închis 12 televiziuni,
Și nu au mai rămas practic deloc televiziuni care să aparțină opoziției, care dar să fie cumva... Avem televiziunea națională. De ce considerați că se face ceea ce vedem noi la ecrane? În privința televiziunii naționale asistăm la cea mai cinică situație, pentru că dumnealor, PAS și Maia Sandu au fost cei care au spus că Moldova 1 trebuie să fie a tuturor. Reamintesc că ei cereau ora opoziției, împreună cu Andrei Năstase, protestând în fața sediului Moldova 1 de lângă podul de la telecentru, cereau ora opoziției, cereau să fie invitați ca să fie auziți. Moldovenii au memorie scurtă sau de ce se întâmplă cu noi? Moldovenii au memorie scurtă și vinovații principali sunt cei din mass media, nu toți, bineînțeles, care sunt plătiți să facă acest lucru și o fac, din păcate, de cea mai joasă speță. Eu înțeleg că fiecare televiziune are propriul său tablou sau propria sa politică editorială. Dar, în același timp, haideți să ne încadrăm câtuși de puțin în codul deontologic al jurnalistului și câtuși de puțin în cerințele Consiliului Media, în această lege privind conținutul media audiovizual, care spune foarte clar pluralism de idei, să nu întrerupi invitatul, să acorzi timp egal, inclusiv dreptul la replică. Un drept fundamental care mie, spre exemplu, nu mi s-a acordat. După ce la postul de televiziune TV8 am fost linșat timp de o oră de vreme, cred că toată lumea înțelege cât costă o oră de emisie la o televiziune de asemenea fel, am cerut dreptul la replică la Consiliul Audiovizual, iar doamna Liliana Vițu-Eșanu, împreună cu toți ceilalți membri, au votat împotrivă. Deci dumnealor au supus la vot dreptul meu, fundamental din lege. În momentul în care dumneavoastră sau oricine este vizat într-un context negativ și nu este de acord cu această informație, poate veni să prezinte probe, lui dumnealui trebuie să-i se acorde dreptul la replică. Eu adun aceste acte, aceste fără de legi și nu este departe acea zi în care Vlad Bilețchi va ataca Republica Moldova la CEDO pentru încălcarea drepturilor fundamentale. Ori aceste drepturi sunt consmințite și în, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Să trecem și la drepturile cetățenilor, ceea ce privește referendumul declarat astăzi ca fiind un start această prezentare și conferință de presă a paginii pentru.md și a informării cetățenilor la vis-a-vis de acest subiect și președinta Maia Sandu a început discursul prin faptul că este un moment de cotitură și referendumul va defini viitorul Republicii Moldova. Toate discuțiile avute până acum în 20 de runde de consultări cu 500 de oameni, a subliniat Maia Sandu, chiar m-am întrebat până acum 500 de oameni, cam puțin, nu știu cum, dar asta a fost. Arată că dânsa este poziționată ferm asupra acestui subiect. Cum vedeți dumneavoastră referendumul și fiind constituțional, pentru că astăzi a subliniat doamna că îl declară constituțional, și care este încălcarea sau nu a drepturilor cetățeanului acest referendum? Haideți să le luăm pe puncte în ceea ce privește referendumul. Mai întâi de toate, doamna președinte s-a consultat după ce a anunțat deja inițiativa. În mod normal, dacă părerea acestor oameni contează, îi consulți înainte, să le ceri sfatul înainte să, să decizi sau să întreprinzi o acțiune, asta fiind unul. Doi, 500 de oameni este o cifră absolut nesemnificativă comparativ cu cele peste 2.900.000 de oameni care reprezintă la ora actuală lista de bază a legătărilor din Republica Moldova. Ei bine, votează jumătate, adică 1.450.000, dar 500 nici de cum nu pot fi reprezentativi, mai cu seamă că nu știm în baza căror criterii au fost selectați. Să nu ne trezim cumva că iarăși a fost vorba despre filtre de integritate și meritocrație care se pare că nu funcționează. Continuând, nu este un moment de cotitură, aceasta este opinia mea și ea este una argumentată, întrucât ambasadorul Uniunii Europene, domnul Mazeki, s-a declarat foarte clar că indiferent de acest referendum, va trebui să facem un altul după ce se va finaliza procesul de negociere. De ce? Pentru că Republica Moldova vine cu anumite așteptări, Uniunea Europeană vine cu anumite așteptări, aceste lucruri se negociază și se revine înapoi în statul respectiv pentru ca oamenii să supună votului. Sunteți de acord să aderați la Uniunea Europeană în aceste condiții? Acest lucru l-a spus tranșant în cadrul unei emisiuni, în cadrul unui interviu, domnul ambasador al Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, constatăm faptul că, indiferent de acest referendum, va fi nevoie de încă unul. Ei bine, doamna președinte Maia Sandu l-a contrazis astăzi în cadrul acestei conferințe de presă sau acestei discuții publice, spunând că dumneei insistă sau speră că nu va mai fi nevoie de alt referendum, că introducerea în Constituție acestei sintagme va fi suficientă. Stați puțin, dar poate după negociere nu o să fim de acord noi cu acele condiții care vor fi. Dacă pică referendumul și oamenii vor vota împotriva. Dacă pică, e o situație, dar dacă nu o să fim de acord cu condițiile, oamenii trebuie să supună la vot condițiile. Nu poți din start să-mi ceri să spun da înainte să știu care sunt condițiile. Este un nonsens. E ca și cum v-aș ruga să-mi promiteți că o să faceți ceva înainte să vă spun ce o să faceți. E o nebunie acest lucru. Continuând,
Nu avem absolut nicio necesitate în acest referendum. La ora actuală, doamna președinte Republicii Moldova, Maia Sandu, stimații noștri domni parlamentari, 63 la număr din partea PAS, au un mandat pe 4 ani, dumnealor au parlament, guvern și președinție, pro-european. Oamenii și-au dat votul pentru PAS și Maia Sandu, știind clar că aceștia își asumă mesajul pro-european. De ce avem nevoie de o reconfirmare? Mai cu seamă că vor fi alegerile prezidențiale, alegerile puteau fi folosite pe post de reconfirmare a atașamentului și poziției Republicii Moldova. Este un punct de cotitură, consider că este un punct de șantaj în care noi cu toții, chiar dacă nu considerăm oportun, chiar dacă este absolut nenecesar, trebuie să cheltuim bani, și asta costă, da, democrația bugetul, costă, exact, în condiții în care avem criză, în condiții în care s-au tăiat bani la educație, s-au tăiat bani la asistență socială, și așa mai departe, să cheltuim bani pentru moftul cuiva și sub moft se mai ascunde ceva. Se ascunde interesul de a forța, de a constrânge opinia publică, de a vota pentru PAS și pentru Europa și pentru Maia Sandu. Deci doamna Maia Sandu își dorește să asocieze numele său, propria persoană, cu integrarea europeană. Eu vreau să spun foarte clar și tranșant. Integrarea europeană a Republicii Moldova nu a început cu Maia Sandu și cu siguranță nu se va termina cu Maia Sandu. Integrarea europeană este un proces de aprofundare, de implementare a unui acquis comunitar, adică unor cerințe care trebuie să fie îndeplinite pentru a putea face standardelor și cerințelor, ori încercarea de a pune sub preș sau sub propria persoană este contraproductiv. Ratingul persoanelor politice pro-europene a scăzut de-a lungul timpului, dar ideea pro-europeană s-a menținut. Dovada faptului este faptul că după ce a căzut Alianța pentru Integrare Europeană, după ce a căzut AMN-ul, PD-ul, PNL-ul, PDM-ul, totuși PAS a reușit să ia un vot istoric, 63%, și doamna președinte Maia Sandu a câștigat la fel cu un vot istoric fără precedent pentru valorile europene. Mesajul rămâne unul important în politica noastră. Exact. Încercarea de a pune mesajul sub politician este contraproductiv. Referendumul înseamnă un risc enorm pentru segmentul pro-european. Haideți să ne imaginăm situația în care oamenii votează contra. Atunci ei trebuie să-și dea demisia in corpore și trebuie să introducă în Constituția Republicii Moldova faptul că Republica Moldova nu vrea să adere la Uniunea Europeană. Spuneți-mi, vă rog frumos, de ce ar face un partid pro-european și un președinte pro-european un asemenea risc de deserviciu Republicii Moldova în contextul în care nu este o chestiune cerută de partenerii europeni, nu este o chestiune necesară, importă cheltuieli și însăși ambasadorul delegației Uniunii Europene Republica Moldova spune foarte clar, așa cum s-a făcut în toate statele europene care au parcurs acest drum, se va face după negociere. Nu am o explicație clară la acest subiect decât cea electorală de a mobiliza oamenii, pentru că noi toți spunând în felul următor, da, domnule, ne-au dezamăgit PAS, ne-au dezamăgit Maia Sandu, așteptările au fost mai mari, dar o să ies pentru că Europa, trebuie să salvăm parcursul european. Acest șantaj a mai fost aplicat și în 2014, atunci când se fura miliardul și forțele pro-europene care erau la putere pe atunci spuneau că, știți cum, răi, dă de norte, trebuie să închidem ochii și să mergem înainte. Nu, noi nu trebuie să închidem ochii, noi trebuie să intrăm în Europa cu fruntea sus, noi trebuie să intrăm în Europa cu mâinile curate, cu transparență, cu democrație și cu echidistanță. În momentul în care acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că ne îndreptăm în altă parte, nu în direcția Uniunii Europene. Regret că de fiecare dată guvernarea sau partidele care folosesc acest mesaj nu-și dau seama, dar până la urmă la finalitatea mesajului utilizat, cum ziceți dumneavoastră, sub politician, face o defavoare acestui obiectiv pe care poporul nostru până la urmă naiv îl crede și consideră că până la urmă suntem în Uniunea Europeană, suntem parte a Uniunii Europene geografic. Dar vreau să dau citirii mesajului care l-a postat imediat după conferință Vlad Filat. Zice, probabil Maia Sandu își dorește să rămână în istorie ca președintele care a adus Republica Moldova în Uniunea Europeană, dar aventura cu referendumul o poate lăsa în istorie ca președintele care a lipsit Republica Moldova de șansa să devină membră a Uniunii Europene. Există așa un risc? Este un risc major. În primul și în primul rând, noi nu știm cum vor vota oamenii. Nimeni nu știe. Referendumul este o formă de democrație directă. Adică oamenii vor veni și vor vota. Dar niciodată nu ne-a reușit să facem referendumul, dacă țineți minte de... Eu mi-amintesc că inițiativele de referendum mai des veneau din partea stângă. Exact. Din partea pro-rusă, nici din nu din partea pro-europeană, înțelegând foarte clar că avem o masă populară ușor de manipulat, din cauza sărăciei ușor de cumpărat, pentru că sărăcia este principalul dușman al democrației. Omul își va tranzacționa votul și opțiunea pentru că el astăzi nu are de mâncare.
Noi vrem să forțăm nota. Am văzut și aici vreau să corelez declarațiile domnului Musteață, care este directorul Serviciului de Informație și Securitate, din care reiese foarte clar și dumnealui spune, Rusia va încerca să îndemne la boicot, Rusia va încerca să îndemne la vot contra. Păi stați puțin. Atunci excludeți din start aceste posibilități și spuneți doar pro. Să fie buletinul de vot cu vreți în Europa? Da. Și gata. Și gata. Pentru că în momentul în care un om are tot dreptul să fie împotrivă, are tot dreptul să vrea să boicoteze. Nu se poate acest lucru, întrucât asta este jocul Federației Ruse. Eu susțin parcursul european. Eu voi vota pro la orice referendum care vizează Uniunea Europeană, însă sunt categoric în dezacord cu această opțiune și consider că ea este una dictatorială, una de surginte totalitară, care contravine plenar democrației. Mai mult decât atât, am văzut acolo lista narativelor pe care le poate provoca și alimenta Federația Rusă Republica Moldova pentru a zădărnici referendumul și parcursul european, printre care aderarea Republicii Moldova la NATO sau unirea cu România. Păi stați puțin, adică eu, dacă voi vorbi despre unirea cu România, eu fiind unionist, pot fi acuzat de această guvernare, de acest șef al SIS-ului, de faptul că aș face jocul Federației Ruse. Deși unirea cu România înseamnă în mod automat integrarea europeană și în NATO. Dacă ne vom uita la experiența României, mai întâi a intrat în NATO în 2004, garantându-și securitatea. Ori și aici ne mint acești politruci, spunându-ne, inclusiv doamna președinte Republicii Moldova, că ne putem salva de invazia Federației Ruse aderând la Uniunea Europeană. Oameni buni. Uniunea Europeană este o uniune economică și politică. Economică și politică. Ea nu oprește tancuri, ea nu garantează securitate. NATO este o uniune militară și politică, care are la articolul 5 următoarele prevederi. Atacul asupra unei țări NATO înseamnă atacul asupra tuturor țărilor membre NATO. Principiul de apărare colectivă. România mai întâi a intrat în NATO în 2004, după care în 2007 în Uniunea Europeană. Alte consecutivități. Deci, iarăși suntem duși de nas, iarăși în loc să ni se aducă la cunoștință soluțiile pentru a garanta securitatea, și ele sunt trei. Fie ești cu rușii, fie ești cu NATO, fie ești neutru, dar ferm una singură. Nu și așa, și așa, și așa, și așa. Deci nu merg aceste chestiuni. Pe de o parte, spui că nu ești neutru, dar ataci Federația Rusă plenară prin declarații și îi provoci clar în acest sens, servindu-le mingea la fileu, oferindu-le pretexte pentru a interveni militar la Republica Moldova. Și am dat un exemplu, ca să nu spună lumea că le inventez, activiștii PAS, pe care i-am deconspirat în cadrul unei conferințe de presă, am arătat că au fotografii, video cu Maia Sandu, deci în continuu, zi și noapte, e publică doar despre Maia Sandu și PAS, au făcut un protest, contraprotest, chipurile unionist, deși n-au nimic în comun cu Unirea și au spus foarte clar, avem secvențe video în care ei spun că noi nu suntem unioniști, noi nu susținem Unirea cu România, s-au deghizat, s-au dat drept unioniști și au venit cu pancarta Cemadan Vaxal Rasia. Eu cred că este evident pentru toți că la Moscova, Putin, Zaharova și ceilalți ar aplauda în picioare pentru această ocazie. Este foto-video. Am sesizat procuratura în acest sens, am făcut o conferință de presă la Infoprim Neo. Deci este vorba despre declarație care instigă la ură interetnică și xenofobie. Următoarea săptămână, domnul șef al SIS-ului spune mai jos în lista narativelor că se va încerca provocarea regiunii Găgăuze. Iată cine a provocat regiunea Găgăuze. Acolo scrie, și pot să vă arăt raportul, scrie că se vor intensifica încercările Federației Ruse, atenție, doamna Răducan, de a compromite eforturile Chișinăului de a se apropia de Găgăuzia. Fraților, Chișinăul, adică puterea oficială centrală, întreprinde acțiuni de apropiere a Găgăuziei? Mai întâi de toate, puterea centrală nu a participat la aceste alegeri. Da, din start a fost boicotat. Boicot la alegeri, după care au trimis mascații, le-au arestat voturile, au declarat că alegerile sunt fraudate, cumpărate. Absolut, nu este vorba de nicio apropiere, din potrivă, distanțare și debarasare. După care și-au retras declarațiile și au spus că nu putem proba cumpărarea, după care nu o numesc în guvern. Pe Guțul, pe Bașcană, deja juridic, obligatoriu conform. Place Guțul, nu place, asta e Constituția, asta e legea supremă. Ea trebuie să fie respectată. Doamna Olesia Stamate, pe când era șefa Comisiei Reducere, a spus că doamna Maia Sandu nu îi se ridică mâna să semneze acest decret. Fraților, cum adică nu se ridică mâna? E lege, trebuie să respecti, se ridică, nu se ridică, o ridici cu cealaltă. Faci chestia asta pentru că asta cere legea supremă. Nu e cum vrem noi. În mod normal ar trebui să fie suspendat un șef al statului care nu execută Constituția. După care vedem aceste proteste la care se cere anularea autonomiei Găgăuziei și se manipulează opinia publică, precum că noi trebuie să plătim Găgăuzia. Oameni buni, agenții economice achită TVA-ul în bugetul de stat național. Și din bugetul de stat se returnează TVA-ul.
Ăștia au vrut să facă o lege special pentru Găgăuzia și special pentru Chișinău, unde nu au, unde au un dezacord cu politicienii care au câștigat alegerile, mă refer la Ceban și Guțu, așa, pentru ca să le pună în cârcă aceste via, adică să-l achite din contul bugetului local. De ce? Ca să le micșoreze resursele disponibile. Avântul pe care l-au pentru ceva, dacă exact. Se poate. Exact. Dacă nu putem să-i compromitem, o să le tăiem din bani. Ca ei să nu poată face, creangă. Să uitați și uitați ce-s de proști și nu pot face nimic. Tocmai de asta, Curtea Constituțională a anulat această lege pentru că este una ilegală. Ea contravine Constituției. Ori legii trebuie să fie egale pentru toți și nu poți pentru lege să lezezi drepturile sau să pui o povară unei fiscală mai mare. Impunătoarea ce au făcut dumnealor, poți să vă arăți secvențele video, Domnica Manole s-a vândut, a plouat bani de la șor, ei, păi trădătoare, da, atacat-o citez, în cel mai cinic mod. Citez atunci când era bună, s-a da, când era bună, a plouat. Citez Marin Andoni, dihore. Iată, iată calificativul pe care oamenii care pretind că sunt pro-europeni, care pledează pentru cultură, își permit să-l afirme în raport o instituție de rangul președintele Curții Constituționale. Da. Eu nici eu n-am înțeles când a fost așa de dur atacată. Unde votul se ia colectiv, fraților. Nu votează doar un om. Votează Domnica Manole, 5 oameni din care două voturi au fost împotrivă. E democrație. Nimeni nu are absolut nicio treabă. Motivația este una profund legală în care se face trimite la articole și la lege exacte, nu la interpretări. Au manipulat opinia publică. Iată, noi trebuie pe ghebul nostru să întreținem Găgăuzia. Oamenii buni, ăștia plătesc taxă și impozite. Exact. Sunt contribuabili exact ca și mine, exact ca toți ceilalți. Ei la un magazin când vin și cumpără un produs, acolo scrie pe cec TVA 20%. Exact ca și noi. Ei nu au alte prețuri sau alte privilegii. Agenții economici de acolo nu se supun unei legi a Găgăuzii. E legea Republicii Moldova, o singură lege. Legea privind întreprinderile și antreprenoriatul. Nu există altceva, sunt niște minciuni. Iar oamenii care nu au, din păcate, cunoștințe economice, dacă emoționale, așa, care da, nu au nimic de a face cu politica. Exact. Dacă tot vorbim despre Găgăuzia, mai discutăm ce s-a mai întâmplat la această conferință de presă pe parcurs, că sunt niște subiecte mai înguste. Ce părere aveți despre vizita și fotografia Eugeniei Guțul cu Vladimir Putin și revenirea ei atunci a presupusă reținerea ei și tot ce s-a întâmplat ulterior? În primul rând, cred că este de condamnat faptul că un politician din Republica Moldova, în contextul actual, în contextul în care Federația Rusă a atacat Ucraina și omoară la propriu oameni vii, și nu este vorba doar despre militari, pentru că războaie au mai fost și, din păcate, vor mai fi. Așa este specia umană. Este, nu este bine, dar este normal. Face parte dintr-o normă, dintr-o obișnuință ca să vedem războaie. Dar războaiele au și ele reguli. Să iei ostatici, să nu atași civili, să respecti demnitatea umană, să nu-ți bați joc de oameni, să nu torturezi. Ei, vedem că acest lucru nu se respectă din partea Federației Ruse, vedem că dumnealor nici măcar nu au declarat război, în mod normal când ataci o țară, declară război. Că atunci nu este nicio problemă. Asta este. Țările își declară război una altea, luptă, este ceva rău, negativ, dar face parte din norma, din păcate, a speciei umane. Oamenii luptă între ei, țările luptă între ele. Ori am văzut copii, am văzut femei, am văzut bărbați, am văzut bătrâni care au fost omorâți în propriile locuințe. Și tu mergi în acest context, în acest stat și faci o fotografie cu liderul acestui stat. Bine, ok, să admitem, dar în același timp nu te pronunți deloc pe marginea războiului. Eu nu zic că condamnând Federația Rusă trebuie să rupem orice relație cu ei. După cum știți, în continuare avem o misiune diplomatică a Chișinăului la Moscova. Ea funcționează perfect și este normal ca acest lucru să existe. Domnul Macron, apropo, fiind întrebat de jurnaliștii de la TV5 din Franța, au declarat faptul că l-au întrebat: dacă vă sună Putin la telefon, veți răspunde? El spune: sigur că da. Păi da, este unicul politician din Uniunea Europeană care a vorbit atâtea ore, nu știu câte 100 și ceva de ore cu Putin. În mod normal vorbește, pentru că vorba e și noi ne facem înțelegi doar prin vorbă, prin doar prin comunicare. Boicotând și întorcându-ne spatele, nu rezolvăm nimic. Dumnealui a încercat în repetate rânduri să îl convingă pe Putin, să determine pe Putin să înceteze această invazie. Ai noștri au preferat tactica struțului cu capul nisip, care, din punctul meu de vedere, este una tactica slăbiciunii. Trebuie să ai curajul să pui mâna în această situație. Sau sunt pe Putin. Tactica, trebuie să ai curajul. Exact. Struțului afectează și moldovenii, care sunt într-un număr destul de mare în Federația Rusă. Și atunci când îi tai completamente din comunicare, tot nu e bine. Exact. Trebuie să păstrezi într-un mod. Sau ți-i aduci pe toți acasă, cumva. În același timp, cred că această fotografie a fost una regizată. Nu cred că doamna Guțul este de talia sau de anvergura unui președinte de stat. În mod normal, aceste vizite și întâlniri trebuie să fie bilaterale cu omologi, adică președinte, președinte, prim-ministru, prim-ministru. Dumnezeu este bașcana, reprezentanta unei autonomii, unei regiuni, unui raion. Găgăuzi este de talia unui raion, obișnuit de Republica Moldova. Acest lucru este regretabil, acest lucru dă de gândit și, din păcate, încă o dată,
arată cât de slabă este opoziția la ora actuală. Federația Rusă atacă Ucraina. Pas și Maia Sandu spune Federația Rusă sunt criminali, atât ei vor să intervină Republica Moldova. Și tu ce faci? Corect. Te duci să te întâlnești cu Putin. Băi, chiar dacă ești omul lui Putin, nu te du, nu te întâlni, nu da apă la moară celor care vor folosi acest lucru, dar nu vreau să dau lecții degeaba. Asta, nu da, că asta, asta costă, dar vedeți, costă mari bani. Vedeți că practic au confirmat tot ce a spus Pas și Maia Sandu. Și acum, cum să nu-i credem? Ia uitați-vă, Guțul s-a văzut cu Putin, înseamnă că ei de acolo sunt. Înseamnă că tot ce am spus noi este adevărat. Este adevărat. Și cu acest lucru s-a confirmat cât timp... Și oamenii iar rămân... Cât timp șor, cât timp opoziția a mers pe ideile... Criza economică, criza energetică, abuzurile guvernării, totul a fost bine și aderența a fost mare. Acum, după ce au declarat public deschis susținere pentru Federația Rusă, eu cred că această susținere va scădea și îmi pun întrebarea, acest lucru s-a făcut intenționat sau din necunoaștere? Dar dacă să fim mai pragmatici și după asta ieșim la o pauză de publicitate, tot ceea ce a spus ulterior într-o conferință de presă Eugenia Guțul, că Federația Rusă o va ajuta și economic și pentru dezvoltarea acestei regiuni Găgăuzia, dacă se va întâmpla, atunci nu este în beneficiu cetățenilor. Ar fi foarte bine ca Federația Rusă să dea gaz mai ieftin în întregii Republici Moldova. Acest lucru ar fi benefic Găgăuzi pentru noi, pentru că vreau să reamintesc, noi am primit 1 miliard de euro, 1,2 miliarde de euro pentru a putea face față facturilor la gaz în primul an de criză energetică. Tot acești bani au mers în Federația Rusă. Deci dacă Republica Moldova ar fi negociat un preț mai mic la gaze, atunci acești bani nu ar fi plecat în Federația Rusă și acești bani nu ar fi putut fi folosiți împotriva Ucrainei, împotriva acestui război. Ori noi am mers pe ideea, domnule, suntem mândri, suntem tari, nu o să plecăm capul fața Federației Ruse și am finanțat cu 1,2 miliarde de euro și am scos bani din buzunare europeni care au mers la Moscova. Federația Rusă la ora actuală are creștere economică pentru că toate sancțiunile care au fost aplicate nu funcționează. Acest lucru deja este declarat. Pot da un mic exemplu. Un oligarh din Federația Rusă, pompând o tonă de petrol, obținând 800 de dolari pe atunci, își cumpăra un tricou de la Brioni, spre exemplu. Da? Un tricou, sinecostul căruia în Bangladesh este 14 dolari. Putin nu știe acum să blocheze acest exod de capital, care tu exporți o resursă naturală limitată, care costă foarte mulți bani pentru un tricou. Ține costul cărea decât marca, în afara mărcii comerciale, este 14 dolari. Tu plătești 1000% deasupra și banii ăștia din Europa se întorceau înapoi în Europa. Europenilor era convenabil acest lucru, bineînțeles. Ei, după ce s-au pus sancțiuni și primele obiecte sancționate au fost anume cele de lux, adică ce înseamnă obiect de lux? Valoarea de piață cărea nu este justificată, care are o valoare exagerată, doar din contul că este un obiect nu de larg consum, dar unul pe care nu și-l pot permite toți, ca să ieși în evidență. Ei au pierdut. Uniunea Europeană a pierdut bani în acest. Trebuia să le vândă, să îi umple de gentuță, să pompeze tot petrolul de acolo și să îi umple de gentuță. Să interzică tot în afară de aceste produse de lux. Aveau să îmbli toți în furla și în Brioni și în tot ce vreți, dar banii aveau să vină în Europa. Și gazul avea să fie bine mersi achitat. Da. Așa judecă un economist, așa judecă un om care înțelege procesele economice. Aia noștri au aplaudat, au spus, da, punem sancțiuni. Vreau să închei aici cu o precizare. Da. Consumul de gaz al Republicii Moldova pentru Federația Rusă este 0,3% și 0,2%. Pierderea admisibilă a Federației Ruse prin conducte pe care transportă, inclusiv gazoductul Drujba, care trece la ora actuală prin Ucraina și care este funcțional și este păzită în egală măsură de servicii speciale rusești și ucrainești, ca să funcționeze, să nu-și permită nimeni vreo acțiune subversivă, exact. Așa, este de 0,5. Deci Republica Moldova este de 2,5 ori mai puțin decât rușii își permit să piardă prin gazoduct. Deci noi pentru ei nu reprezentăm nici de cum interes economic sau energetic. Da. Doamnelor și domnilor, suntem nevoiți să ieșim la o mică pauză de publicitate, revenim și discutăm în continuare subiecte fierbinți. Doamnelor și domnilor, revenim în studio. Pentru cei care au conectat de-abia acum televizorul, vă reamintesc că invitatul din această seară este Vlad Bilecki, activist politic, președintele Asociației Unirea ODIP și un patriot al Republicii Moldova. Continuăm mai departe. Toți spun că sunt patrioți. Da, și nu toți fac acțiuni pentru ca să demonstreze asta. Și îmi pare rău că patriotismul din an în an scade și scade și asta mă doare ca și cetățean activ și eu. Știți ce mă gândeam acum în pauză? Iată, noi cu dumneavoastră am avut o intersecție mai puțin plăcută. Eu m-am plâns la Consiliul Audiovizual. Vreți să mai aduceți aminte de spectatorilor? Cu siguranță ei vor comenta. Dar iată, eu sunt acum la dumneavoastră la emisiune. Da. Despre ce vorbește acest lucru? Că eu lucrez pentru cetățeni. În momentul în care eu am un conflict cu altă televiziune și ei de 3 ani de zile nu mă invită categoric, deși am fost lider de partid,
deși am fost activist, deși am făcut acțiuni, nici măcar de Dragobete Mărțișor, atunci când nu poți să bagi subiectul politic. Acest lucru vorbește despre faptul că televiziunea este capturată, despre faptul că o televiziune este folosită în interese personale, de răfuială. Nu este normal ca unui... Dar mie întotdeauna mi-a plăcut poziția dumneavoastră și telespectatorii au tot dreptul să vă chiar ascult. Dacă n-ați fost de acord cu ea. Da, exact. Pentru că este normal, avem dezbateri, asta trebuie să fie o asta e o democrație discuție, veritabilă. O bătălie de idei, să ne contrazicem ca omul care ne urmărește să-și tragă propriile concluzii și să rămânem cu respect, să ne strângem mâna, da, și nu ne înjurăm pe stradă, absolut, nu vă doresc rău, să fiți sănătoși toți, să știți la TV, să fiți sănătoși. Nu am nimic cu ei. Asta ei se va aud acum. Da, dar eu vreau nu întâmplător retrag atenția acestor cetățenii Republicii Moldova. Noi cu dumneavoastră asistăm la ora actuală, la o presă care pretinde că este europeană, care pretinde că este liberă, independentă și echidistantă. Ei nu sunt. Ei folosesc resursele mediatice pentru a se răfui cu politicienii. În campanie electorală, exact în timpul campaniei electorale, au apărut reportaje capitala ambuteiajelor. Până la campanie n-au fost acele reportaje, după campanie nu, în timpul campaniei. Ca să creeze percepția publică în capitală e rău, că sunt ambuteiaje, că nu știu ce, ca să influențeze votul politic. Ceban s-a plâns la Consiliul Audiovizualului și a avut câștig de cauză. Fraților, am ajuns noi, ca Ion Ceban, pe care atât de mult îl critică ei, să câștige împotriva presiei pro-europene într-o instituție în care au fost numiți pe criterii politici de la PAS. Nu putem să spunem că s-au vândut cei de la CEA. Deci, este evident și pe față că presa a încălcat legea. De ce dați oponenților dumneavoastră politici, în cazul în care susțineți PAS-ul, asemenea câștiguri de imagine? Dacă într-adevăr sunteți contra lui Ion Ceban, șamanului, asta i-a dat lui o ocazie enormă să se promoveze, pe seama faptului că este persecutat, că este victima guvernării și mai departe. Acești oameni includ logica. Eu aveam 26 de ani, doamna Raducan. 26 de ani, 2 ani de zile absolvisem facultatea. Timp de o oră, narativul în privința mea a fost în felul următor. Vlad Bilețchi a fost foarte activ și susținut pe timpul lui Plahotniuc. Deci am fost reținut, judecat, persecutat și niciodată n-am avut o poziție public favorabilă lui Plahotniuc. Niciodată. Am toate secvențele video. După care omul lui Platon, spune pe Plahotniuc, l-a reținut pe Platon și l-a pus la pușcărie. Despre asta ne spune chiar Platon personal. Da, acum, cum poți fi și unul și altul când ei au poziții beligerante? Absolut diferit. Ori ești foc, ori ești apă, ori ești alb, ori ești negru. Nu poți fi e imposibil. După care omul lui Șor, după care Iuri Roșca 2 și știți cu ce... Omul lui Putin acum. Da, omul lui Putin. Mai... Știți cu ce formulări, ca să nu-i pot da în judecat. În campanie electorală se vorbea. Noi și suntem la piață. Nu știu cine, nu știu unde, vorbea. Păi și mie mi-a spus cineva că, nu știu, doamna Rața are și puncte. Stați puțin, fraților, noi suntem aici la târg, la piață. Este o presă care răspunde pentru ce aici declară în spațiu public. Trebuie să asumi criticați, mă, fraților, ca să mă înțelegeți corect. Nu vreau să fiu laudat de presă, că asta e minirea presei. Să fii ochiul de pază și de vază. A patra putere care să... Vrei în politică, ia să ne uităm cu lupa. Cum la tine. Ești? Nu furi cumva, și nu ce beneficiu ai să aduce acestui stat? Asta e mizerie ce am văzut. 26 de ani, Plahotniuc, Platon, Dodon, Șor. Stați o leacă. Dar eu am de trăit în țara asta. Eu am un copil mic. Eu nu vreau să-mi taie gâtul vomul pe stat, deși chiar la televizor a văzut că eu sunt bani de tășcoț. Da. Eu nu o să tolerez aceste chestiuni. Am fost atacat personal și să știți cât timp voi avea energie și forță, voi lupta pentru a-mi apăra demnitatea și pe toți moldovenii să facă același lucru. Dacă aș fi vinovat, mea culpa. Îmi cer scuze, asta e. Dar nu voi permite ca numele meu de familie, cineva, de la sine putere, să-și permită să-l amestece cu toată mizeria de Republica Moldova. Pentru că așa e să ridica mușchiul lui. Da, exact. Vă doresc succes și eu nu cred că modelul dumneavoastră ar servi și pentru ceilalți moldoveni ca să fie la fel de activ. Criticați-ne, analizați ce aici declarăm, găsiți compilații în care ne contrazicem, arătați anumite afilieri și întâlniri. Dar nu treceți de niște linii roșii. Deci eu pun mâna pe inimă că în viața mea nu m-am întâlnit cu Platon. În viața mea n-am vorbit cu el. În viața mea nu vorbisem cu el. E normal că cu Plahotniuc același lucru. Unica intersecție a fost la recepția ambasadei României, el fiind într-un capăt de sală și un alt capăt de sală. Așa, dacă vorbim despre presă, aș fi vrut foarte mult părerea dumneavoastră. Astăzi a avut loc un incident, dacă revenim iarăși la conferință, care eu fiind jurnalistă și peste 25 de ani deja în domeniul jurnalismului TV, nu aș fi vrut să întâlnesc așa lucruri și mai ales că dumneavoastră întotdeauna ați condamnat așa o atitudine a politicienilor față de jurnaliști. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este că o jurnalistă a întrebat-o pe președinta Maia Sandu
despre un subiect mai puțin favorabil dânsei sau nu știu cum l-a perceput dumneei și reacția a fost că sunteți o jurnalistă a bandiților și a unui grup criminal. Eu atunci m-am simțit un pic așa neplăcut și mi-am dat seama că fiind președinte de stat și declarându-te că ești al tuturor, să ai așa o atitudine față de un jurnalist care fata stingerit și așa, după cum a zis că demonstrați că eu iau banii din... Eu sunt angajată la un post de televiziune în care lucrez pentru cetățeni. Răspunsul ei a fost. Și mă bucur că jurnaliștii încep să răspundă politicienilor și să-și apere demnitatea. Pentru noi, ca și stat, unde Uniunea Europeană clar și apropo spune ce înseamnă presa și cât de mult trebuie să lucreze presa și să avem libertatea asta de exprimare și de informare. Și parcursul ăsta nostru, că vrem undeva unde ce, noi ne permitem, cel care zice că astăzi va deschide un referendum sau va pleda pentru uniți, pentru o Moldovă europeană, tot el blamează în halul ăsta jurnalistul. Ce părere aveți? Haideți să luăm punct în cazul în care cineva nu a văzut. Este vorba despre o jurnalistă, despre o domnișoară de la TV5, despre care se cunoaște în spațiu public sau se vorbește că ar fi afiliată partidului sau domnului Ilan Șor, exact, care se află ora actuală, da, în Israel. Așa. Doamna președinte a Republicii Moldova, că eu pe toți îi domnesc și domnul Ilan Șor și doamna Maia Sandu. Da, așa e bine. Așa e, consider că ok, sau Ilan Șor și Maia Sandu, bine. Ca să nu, dar cum așa Ilan Șor e domn? Costa de asta, eu dau seama, da, el da, da, da. Domn, nu, el e bărbat, nu? A, nu, el nu e bărbat, el, în fine. Ei, da. Da. Deci, domne, e o întrebare legată de licitația de aeroport. A spus că, uitați, în spațiu public au apărut asemenea informații, cum comentați faptul că v-ați întâlnit cu un concurent în care urma să participe la o licitație, ceea ce mi se pare absolut pertinentă, indiferent cine ar pune întrebarea. Întrebarea este pertinentă. De ce? Dacă noi cu dumneavoastră vom participa la o licitație, trebuie să fim în condiții egale, și eu și dumneavoastră. Doar că eu, preventiv, m-am întâlnit cu conducerea țării, care m-a invitat în mod particular. M-am întâlnit pe parcursul licitației cu ministrul economiei, asta spun ei în cadrul conferinței de presă, compania Lagardère. M-am întâlnit cu șeful APP-ului, Agenției Proprietății Publice, și cu angrații și cu directorul aeroportului. Păi atunci, noi din start vedem că există o comunicare, o apropiere și un avantaj tacit, direct sau indirect, pentru o anumită companie. Este pertinentă întrebarea cum comentat aceste lucruri, pentru că nu ne se pare ok, nu ne se pare normal acest lucru. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat pe timpul lui Dodon sau Plahotniu, cred că sărea în aer presa de Republica Moldova. Doamna președinte Maia Sandu, din păcate, a preferat să facă atac la persoană, ducând discuția în zona cine pe cine plătește în presă. Eu mi-am amintit atunci și am adus chiar și acum la emisiune, cred că de seară voi posta un clip video despre acest lucru, despre Vladimir Plahotniuc. Dacă vă amintiți, oameni buni, am mai spus Jurnal TV, TV8 de o parte, Publica Prime, Canal 2, Canal 3 de cealaltă parte, aveau această luptă, acest ping-pong între guvernare și opoziție. Pe atunci platforma Daș Pas și PD-ul. Da, iată, Jurnal TV telefona, conform legii, să-i ceară o reacție, o replică domnului Plahotniuc. Și uitați chiar ce a spus acest video, da? Da, da, am mai multe. Nu știu dacă se va vedea, dacă dar sper să se aude. Camera... Da, se vede, se vede, țineți preferată. Cine pe cine plătește în televiziune? Să ascultăm integral discuția cu Plahotniuc. Domnule Plahotniuc, bună ziua. Da. Vasile Lucianu, Jurnal TV. Incredibil. Discutăm două minute. Vasile. Ce interesează Vasilei la Jurnal TV? Eu vă spun să vreți o reacție. Alo, mă auziți? Da, sigur, da, eu aș întreba întrebare. Ce vă interesează pe Vasilei de la televiziunea bandiților? Despre care bandiți vorbiți? Despre țopii care vă finanțează. Eu chiar nu văd nicio legătură. Și eu vă spun, vă folosiți salariile date de niște interlopi. Aveți confort în asta? Eu cred că dumneavoastră folosiți acum un atac la adresa presei. No, eu no, nu am nimic cu interlopii. Doar primiți salariul la ei. Exact. Eu nu primesc salariul de la interlope. De la cine? De la conducerea postului de televiziune. Păi și conducerea de unde ia banii? V-ați interesat? M-am interesat. Și ce a spus conducerea? Eu vă spun de fapt că să vorbim despre cu totul alt subiect. Fantastic. Deci eu aș vrea, este identic. Eu aș vrea doar ca moldovenii să atragă atenția. Cum a vorbit astăzi doamna președinte și cum a vorbit Plahotniuc atunci. Pentru mine nu este absolut nicio diferență. Exact aceeași plasare a discuției în zona cine pe cine plătește, evitarea întrebării propriu-zise și acuzația la presă. Doar că atunci Jurnal TV-ul condamna această chestiune, urmează mai departe declarația domnului Val Bucnaru, prin care îi spune domnului Plahotniuc că nu admite așa ceva și să se concentreze pe întrebări că fiecare are presa lui.
Pot să o pun, dar cred că o să consumăm timp din emisiune. Da, deja, exact. Deja o faceți. Urmăriți-mă pe Facebook, pagină. O să vedeți. Exact. Eu am făcut nu o compilație. Cred, nu vine deci să cred. Este identic în oglindă la Indigo acest lucru. Doamna președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu toată stima și respectul, nu vă mai permiteți să faceți astfel de chestiuni. Ați primit o întrebare, dați răspuns la ea. Nu mai faceți atac la presă. Pentru asta există Consiliul Audiovizualului, pentru asta există Serviciul Fiscal de Stat care trebuie să verifice dacă sunt sau nu plătite taxele și impozitele, pentru asta sunt structuri abilitate care trebuie să intervină. Nu face șeful statului atac la presă, că ia cuiva, că nu ia cuiva și ce? TV8-ul nu aparține unor fondatori care plătesc. Jurnal TV-ul nu aparținea cuiva. Este o chestie. Asta e realitatea Republicii Moldova. Fiecare partid sau guvernare își trage propriile televiziuni. Asta e. Să spunem lucrurilor pe nume. Acum da. Ne luăm la harță. Ăștia cu noi, noi cu ei. Fraților, ai primit întrebarea? Răspunde. Tocmai de asta eu repet, vin în toate platourile, deși sunt conștient și văd în acte cine și cui aparține, pentru că socot că e normal. Nu să vin să reproșez unuia sau altă. Iată, voi sunteți. Eu pot doar să spun, din cât te cunosc, aparțineți la ăștia, da. Cu care nu sunt de acord, cu care luptăm, dar o să vă dau răspuns la întrebare. Scopul final este să comunicați cu cetățenii. Practic, această domnișoară a fost hărțuită, mai când a fost ea acuzată de furtul miliardului și de faptul exact. Că ea lucrează pentru un grup criminal organizat. Dar cei care lucrau la o bancă care aparținea lui Plahotniuc, caseria, doamna care facea ordine, paznicul, tot înseamnă că lucrau la hoți și la oligarhi. Da, tare sper că asta se va opri odată și odată la noi, pentru că e urâtă chestiunea asta și noi, ca și jurnaliști, pierdem din, să zic așa, credibilitate atunci când ieși în stradă și oamenii... Și prinde și asta mai bine la populație decât munca pe care o faci zi de zi și te dedici profesiei. Că lumea vede și zice, a, tu ești de la bandiți. Și tu te întreb, dar nu pentru tine lucrăm noi? Adică e foarte urâtă treaba asta. În mod normal, mergem. Omul trebuie să vadă 5-6 opinii să-și facă atenție propria proprie, concluzie. Nu concluzia care o dictează o cineva, televiziune sau alta. Sau nu ce spuneți dumneavoastră, nu ce spun eu. Propria concluzie. El o să privească ce spune Maia Sandu, o să privească ce spun eu și va trage concluzii reieșind din propria lui scară de valori, din propriile sale condiții de trai și realitățile lui personale. Poate nu-i de acord cu ce spun eu, poate nu-i de acord cu ce spune Maia Sandu. E normal acest lucru. Exact. Ei, la ora actuală ni se spune clar, dacă nu ești de acord cu guvernarea PAS și cu Maia Sandu, ești înseamnă un mușlor. Ești un mușlor. Stați puțin. E banală treaba asta. Să mergem mai departe cu alte subiecte, că mai sunt foarte importante. Dacă tot ați vorbit despre ce a adresat, ce întrebare a adresat jurnalista și a fost despre aeroport, părerea dumneavoastră, tu ce se întâmplă în această structură și cine pe cine, aș întreba eu. Doamna Răducani, am să vă spun în cunoștință de cauză. Aceste documente vor apărea pe parcursul acestei săptămâni, din diferite surse, pentru că așa este mai bine. Eu vreau să vă spun că eu am văzut personal toate actele, le avem, intenționat nu le publicăm pentru ca mai întâi să-i lăsăm pe ei să facă declarații împotriva lor. Un exemplu de declarație care a fost făcut și care demonstrează interesul fals în această privință este declarația domnului Spânu, Andrei, să mă dea în judecată dacă vrea, care a declarat că toți cei care critică licitația sunt șarlatanii lui Șor. Șarlatani și sunt plătiți de către grupul criminal Șor. Eu vreau să vă spun că licitația a fost luată la creion și a fost luată la întrebări de către CNA, care a expediat o interpelare către aeroportul Chișinău și către AAP și către aeroportul a dat răspuns. Aceștia au semnalat că ceva nu este în regulă. CNA-ul, tot ei șarlatanii lui Șor. Consiliul Concurenței, care a pus 5 întrebări, printre care de ce compania care va fi câștigătoare nu are obligația de a investi în aeroport? De ce ați scos 10 spații într-un singur lot și nu ați dat 10 spații în 10 loturi, să fie 10 companii, fiecare câte un spațiu? De ce dați totul la unul? De ce ați cerut 2,5 milioane de pasageri de zbor? Ori dacă eu acum deschid un document din 2021 pe care l-am trimis pe atunci cu alte scopuri, nu știa nimeni ce o să fie pe viitor, la IGPF, la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, am aici un răspuns oficial semnat digital în care scrie numărul de pasageri pe care îl poate opera aeroportul nostru? Da, iată, pe calea aeriană, sens intrare, sens ieșire și pe luni. Este vorba despre 2021. Și am acest lucru pentru fiecare an. 2021 este un exemplu o bun. O cifră, măcar. Da, pentru că nu era COVID, deja se terminase. Pentru că nu era încă războiul, începând în 22 în februarie. Așa, avem 989.000 intrare și 954.000 ieșire, deci sub 2 milioane. De ce cerem noi 2,5 milioane? De ce îi punem condiții unei companii mai mari decât noi putem opera? Deci ei cer la ora actuală aeroportul și AAP-ul 2,5, dar nu avem de unde.
De ce să... Noi cerem minim 2,5 milioane. În momentul în care Republica Moldova operează sub 2 milioane de zboruri. Și asta companie poate spune, stați o leacă. Compania germană Heinemann, care a concurat cu compania Lagardère la Otopeni București, unde la fel a câștigat Lagardère, și unde această companie Heinemann s-a plâns pe licitația respectivă care a fost rucată. Și da, într-un fel, nu Lagardère este cea investigată, este investigată licitația unde a câștigat Lagardère. Aici au dreptate ei, dar parțial. Deci se investigează licitația. E exact același lucru, îl face și acum compania Heinemann, germană, firmă serioasă, care ar fi putut participa, nu știu dacă ar fi câștigat, dar putea participa. Dumnealor au trimis interpelare, scrisoare către aeroport și APE, prin care spun, ea astăzi a apărut în spațiu public, prin care îi spun că consideră aberante cerințele caietului de sarcini și neîntemeiate. Pe ce se bazează? Acest lucru întreabă și Consiliul Concurenței. Pe ce studiu, pe ce bază anume astfel de condiții? De ce 7 ani experiență și nu 6 sau nu 5? De ce 2,5 milioane de pasageri, dar nu 3 sau nu 2? La ce faceți trimitere? Ei n-au răspuns. Ei nu au răspuns. Noi avem toate aceste conversații, toate aceste scrisori. Acum le-am solicitat în mod oficial ca să le publice ei, nu noi, pentru ca să ne protejăm sursele. Și veți vedea cum în perioada ce urmează vom demonstra clar că sub paravanul scoaterii lui Șor din aeroport, de fapt, se ascunde o preluare a acestor active și în transformare în beneficiu propriu. Ori noi ne amintim foarte clar că foarte mulți membri ale actualului guvern au fost cei care au ridicat mânuța în sus și au votat ca aceste active să ajungă la Șor. Cât timp Șor a fost bun și a plătit bani în plic, pentru că dumnealui a declarat acest lucru și cei din PLDM nu au dezmințit acest lucru, este un lucru cunoscut, am văzut și denunțurile care stau la baza mai multor dosare penale, a fost lor membri PLDM. Atunci a fost bun Șor. Astăzi, când nu-i mai plătește, nu mai este bun. Despre ce vorbim? Despre faptul că bunurile statului sunt tranzacționate după bunul plac al unor persoane care ocupă funcții politice. Scopul urmărit nu nefiind cel al beneficiului cetățeanului și al statului. Pentru că la ora actuală, dacă mă întrebați, compania, nu știu, Avia Invest sau cum se numește ea de acolo, este de bună credință, pentru că ea execută în tocmai cerințele contractului. Legea spune în felul următor, dacă ești de bună credință, ai dreptul la prelungire automată. Au prelungit automat aeroportul? Nu. Odată. Doi, această companie ar putea participa la licitație. Din start i s-a interzis. Declarațiile politice, acestor, inclusiv astăzi, doamne președinte, spune felul următor. Noi vrem să scoatem această companie. Da. Deci este un atac asupra unei companii la modul concret. Ok, haideți să presupunem că Șor își vinde companie pentru altcineva. Ce facem cu această companie? Îi permitem să participe sau nu? Asta deci, deja ei nu au răspuns la aceste întrebări. No, ei își permit să atace cu ceea ce ulterior poate deveni subiectul unui dosar internațional. Eu vă garantez că 100% orice companie, persoană juridică este în drept să se plângă pe acțiunile unui stat care au dus la dezavantajarea lui. Și cred că asta și o să facă după mine. Vă mai spun un detaliu tehnic, pentru ca să poți conform hotărârilor de guvern care sunt în vigoare, pentru că ei mai întâi fac și promulgă legea, nu invers. Ca și cu referendumul, mai întâi au propus, după care au modificat legislația ca să permită legislația acest lucru. O să vedem ce o să spună Curtea Constituțională, dacă vă amintiți, nu se permitea referendumul simultan cu alegerile din Moldova. Da. Așa, hotărârea de guvern spune în felul următor. Ca să poți scoate la licitație niște spații comerciale, spre exemplu, trebuie să le declare că sunt nefolosite. Cum ele pot fi nefolosite dacă ele la ora actuală sunt subiectul unui contract de locațiune cu o companie? Ele sunt folosite. Deja. Altă condiție, să fie păguboase. Cum pot fi păguboase spații pentru care se achită arendă, pentru care se achită chirie? Statul Republica Moldova, ca să știți, nici măcar nu a solicitat majorarea în mărimea ratei inflației, deși acest lucru este permis de către Codul Civil al Republicii Moldova, să majoreze plata chiriei în conformitate cu rata inflației, ca să compenseze nu valoarea nominală, ci cea de piață. Pentru că 200 de lei de acum 2 ani nu sunt 200 de lei de astăzi, pentru că este inflația, adică scăderea puterii de cumpărare a banilor. Cu aceiași 200 de lei nu mai pot cumpăra același lucru. Și atunci îți solicit să mărești plata pentru ca să păstrăm aceeași valoare de referință, valoare de piață. Orice om care pricepe în economie știe acest lucru. N-au făcut asta. Deci iarăși pagubă pentru Republica Moldova. Câte caiete de sarcini au fost? Asta întreabă și CNA-ul. Acest lucru a confirmat și Ziarul de Gardă, publicând din sursele lor deja că mai mulți angajați aeroportului au fost chemați. De ce și-a dat demisia cei de la aeroport? Nimeni nu dă demisia din funcții bănoase, din funcții atât de mult răvnite. De ce mai mulți membri ai comisiei de licitație au refuzat să facă parte din comisii? Acest lucru încă n-a fost făcut public, dar noi avem documente care confirmă că ei și-au dat demisia din prima comisie de licitație. De ce atât de puțin timp? Pentru că SPN-ul face trimiteri la Otopeni, la Cluj, la alte licitații, unde a durat câteva luni.
La ora actuală sunt 14 zile ca să faci cunoștință cu oferta și depui acte. 14 zile? Domnul Spun a invocat faptul că prima anulare s-a făcut din cauza că nu a fost tradusă în limba engleză către de sarcini și cerințele. Este ilegal acest lucru. Nici o lege la ora actuală Republica Moldova nu prevede obligația de a traduce o licitație în limba engleză. Mergând mai departe, domnul Spân a declarat că dumnealui nu are treabă cu licitația, el doar urmărește foarte activ. Și atunci se contrazice când spune că a cerut directorul aeroportului să traducă în limba engleză. Atunci se contrazice când spune că a fost vorba despre sabotaj intern, de unii poți să știi tu ce se întâmplă pe interior. Și trei, cine ne-a anunțat pe noi despre anularea licitației? Domnul Spânu, unde? Pe telegramul său, ei spun că telegramul e sursă rusească și nu e bună de urmărit și tot ei anunță acolo, mai întâi și până pe Facebook, înaintea domnului Cojuhar, care este principalul responsabil de licitație, pentru că este agenția proprietății publice. Ei gestionează ce înseamnă proprietatea publică. Deci domnul Spânu este, reiese foarte clar că este artizanul principal și coordonatorul acestei licitații. Unde mai pun și aici închei? Cu această precizare foarte dubioasă a reprezentantului companiei Lagardère, care a spus că ne-am întâlnit cu Spânul, pardon, ne-am întâlnit cu Recean. Greșesc. Reiau din nou. Reprezentantul companiei Lagardère, în cadrul conferinței de presă care a avut-o la Chișinău, spune felul următor. Ne-am întâlnit cu domnul ministrul economiei Alaiba, ne-am întâlnit cu directorul aeroportului, ne-am întâlnit cu directorul APU-ului, dar cu Spinu nu ne-am întâlnit. Nu, pa, stați puțin. V-a întrebat cineva de Spânul? Nu. Atunci, de unde știți cum îl cheamă și când te-ai întâlnit cu el? De ce ai ținut neapărat să ne spui această chestiune? În schimb, a fost sincer, cred că a fost sincer, când a spus că s-a întâlnit în 2022 cu Maia Sandu și a fost invitat în mod special. Noi am văzut scrisoarea de mulțumire. Mulțumim Republicii Moldova pentru oportunitatea de a investi. Fraților, dacă această invitație ar fi fost pentru 10 companii, era altceva, nicio problemă. Dacă îmi vine pentru o singură companie, facem, dragilor, o licitație directă, o negociere directă cu ei. Statul are drept să facă această chestiune. Mai ales că licitația, ca să fie legală, e suficient un singur participant. Da. În primul caz au fost doi participanți. De ce au anulat-o? Care a fost problema? N-a fost nicio problemă, lucrurile erau evidente. Atunci cealaltă companie a fost rugată insistent să se înregistreze la 5 minute înainte să expire termenul pentru înregistrare. Ori această companie abundă despre ea știrile în sursele lor, Ziarul de Gardă, Jurnal TV, TV8, care spune că a fost o companie docilă tuturor guvernărilor, iar domnul Igor Munteanu, de la CUB, pe care nimeni nu poate acuza că este omul rușilor, pentru că a fost ambasadorul Republicii Moldova în SUA și are un partid care pledează pentru Pro-Europa și face parte din blocul care își propune să fie alternativa pentru PAS, spune foarte clar, licitația este trucată, este aranjată, aceste lucruri sunt ilegale, contravin legii. Dumnealui spune, exact ce spunem și noi. Da. Toți suntem șarlatani ușor? Iarăși etichetarea. Da. De ce să explici? Ai pus eticheta și mergem înainte. Mergem înainte, da. Trecem la un alt subiect, la fel care aș vrea foarte tare să vă expuneți. Este vorba de votul prin corespondență și, după părerea dumneavoastră, acest proiect pilot, de ce anume acum a avut șansa de a apărea, de ce aceste două state și care a fost criteriul de a le alege ca și număr de cetățeni, ca și ce? De principiu, votul prin corespondență este o chestiune bună care ar trebui să fie aplicată pe larg pentru a ușura votul cetățenilor, pentru a le garanta accesul la democrație. Ori fiecare are dreptul la vot și am văzut frecvent cazuri în care oamenii nu au putut să-și exercite acest drept la vot, stând în rând, protestând ulterior. Practic le-a fost direct încălcat acest drept de către stat, care nu le-a pus la dispoziție condiții și circumstanțe în care se-l poate exercita liber, fără să fie la ora 9 închis secția, spune scuze, mai sunteți așa 100.000 acasă, că nu mai avem buletine, s-a terminat ora de vot, asta e. Însă, în contextul actual, acest lucru se întâmplă exact într-un an electoral. Acest lucru se întâmplă în două regiuni, unde avem destul de puțini cetățeni comparativ cu Uniunea Europeană, spre care tindem, în primul rând. Și trei, l-am urmărit cu multă atenție pe domnul Iurie Ciocan, care a fost președinte a Comisiei Electorale Centrale, un om cu vastă experiență în acest domeniu, care ne-a spus foarte clar un pasaj din acest regulament de desfășurare a votului prin corespondență, că buletinele vor fi tipărite acasă de către oameni. Adică? Adică cum? Eu scot la printer acasă buletinul de vot și îl ștampelez, oricine poate să-l ștampeleze. Unde mai pui că, știm foarte clar, vor fi transmise prin poștă. Recent a fost spartă baza date a Poștei Moldovei. Da, și astăzi. Și a fost criptată și oamenii respectivi, atacul cibernetic, cer bani pentru a decripta. Și chiar dacă dăm bani și decriptăm, nu suntem siguri că nu s-a intervenit în informații. Nu mai putem opera cu ea. Absolut. Deci nu avem la ora actuală, din păcate, nu s-a investit, nu s-a lucrat suficient în digitalizare.
Ar trebui să lucrăm e în acest. E prematur ca să mergem. Absolut, este un risc nefondat și cred că acest lucru poate avantaja exclusiv Partidul PAS. Adică deci intervenim cu vot prin corespondență și în Rusia, spre exemplu? Da, unde sunt? Și Rusia. Da. Sau haideți și Uniunea Europeană. Moldoveni de ajuns. Pentru că nu știm exact cum aceștia vor vota, pentru că avem medii necontrolate sau mai greu de controlat. Deci fie faci o chestiune pentru toți, nu faci proiecte pilot. Alegerile nu sunt, experimente. Alegerile trebuie să fie previzibile, clare și cu condiții egale pentru fiecare participant. Ori la ora actuală, mie mi se pare că acest lucru avantajează o anumită parte. Noi trebuie să câștigăm alegerile. Pro-europenii trebuie să câștige alegerile. Trebuie să le câștige onest, cinstit, pe bune, astfel încât nimeni să nu ne poată acuza de uzurparea puterii de stat sau de fraudarea votului. Avem două interviuri și două situații care au bulversat opinia publică, atât a presiei cât și a societății. Este vorba de Venedictov Alexei, care a fost la noi și a realizat trei interviuri la un post de televiziune cu un ministru de externe, domnul Popșoi, și cu Ilan Șor. Și al doilea interviu realizat de Dorin Galben cu Platon. Ce părere aveți despre aceste două situații? Cât ele de bine arată ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și care din ele mai mult avantajează sau dezavantajează opoziția? Interviurile sunt o chestiune normală. Este absolut firesc să vedem interviuri cu diferite persoane. Eu, spre exemplu, vreau să văd ce a spus Platon, eu vreau să văd ce a spus Plahotniuc. Dacă este atât de mult acuzat în Republica Moldova, haideți să vedem și dreptul la replică. Nu uitați că oamenii au și dreptul la apărare. Unii, din păcate, s-au lăsat tumăniți de cap de guvernarea PAS, nici un fel de judecată, nici un fel de avocat, la pușcărie și gata, fraților. Nu poți condamna un om fără să-i garantezi un proces echitabil, fără să-i garantezi dreptul la apărare, pentru că în caz contrar va câștiga la CEDO. Vedeți cazul domnului Vladimir Filat, care a câștigat la CEDO pentru condiții degradante. Vedeți cazul domnului Stoianoglu, care a câștigat pentru că nu a putut să-și atace decizia, nu a putut ataca, nu a putut să-și exerce dreptul de a nu fi de acord. Orice decizie ia statul în raport cu mine, eu am dreptul să o atac, să o contest. Nu sunt de acord, am dreptul la apărare. Ei bine, observ din păcate că acest lucru se încalcă la ora actuală în declarații și în fapte de către cei care susțin PAS și Maia Sandu. Același lucru am văzut că s-a întâmplat și cu Dorin Galben, s-a trecut peste prezumția de nevinovăție, a fost din start linșat, că a luat bani, că a fost acolo. Nu zic, poate și-a luat bani. N-am stat acolo cu lumânarea să văd. Ideea este în altceva. Omul a făcut un interviu. TV8 la fel a făcut un interviu, că s-au supărat cei de la TV8 odată afară. Bine, amiabil, nimeni nu pleacă amiabil la televiziune, era evident că nu și-a anunțat el plecarea. Nu, dar stați un pic, nici n-au privit emisiunea, că a apărut peste jumătate de oră. La 5 minute distanță, da, acolo, peste de 4 ore interviu. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră se simt cu musca pe căciulă, adică pe doare acest subiect. Înseamnă că ceva este putere de la mijloc, pentru că mai multe jurnaliste de la TV8 au avut ceva în comun cu politicieni și s-au înfruptat cumva într-o formă sau alta cu bani și aceste suspiciuni planează asupra lor și îi chisează. Nu mă refer la viața personală. Ferita Sfântul, fiecare este îndrept să se iubească cine vrea. Mă refer la felul în care acest lucru influențează politica editorială. Or, noi am văzut foarte clar înregistrările audio cu bani în care Angela Gonța vorbea cu Vlad Filat despre 30-40 de mii de euro și să fie criticat cine trebuie, acestea au apărut în spațiu public. Angela Gonța le-a dezmințit, a spus că nu sunt adevărate, că au fost decupate din context. N-a spus că sunt false, că sunt doar decupate din context. În fine. Am văzut același interviu al doamnei Rață cu Vlad Filat. Am văzut același interviu al doamnei Natalia Morare cu acesta la Platon, în pușcărie fiind. Deci atunci a fost ok un interviu la televiziune. Aici pe YouTube omul Dorin Galben făcea interviuri și până să fie la TV8. Și după să fie la TV8. Care e problema? A, că nu le place, că de ce vorbești cu Platon? Toată lumea trebuie să vorbești. Ești jurnalist. Datoria ta e să pui întrebări. Domnilor, au fost interviuri cu teroriști internaționali. Au fost interviuri cu Osama Bin Laden, care a fost liderul Al-Qaeda, organizație teroristă internațională, și n-a fost atât tam-tam. Și la noi, Republica Moldova, se pune călușul în gură. Eu nu sunt avocatul lui Dorin Galben, nu sunt fanul lui nici pe departe, dar este o anormalitate să accepți așa ceva și să bați din palme. Nu pot decât să îi compătimesc, pentru că ei singuri, rând pe rând, devin victima propriului sistem pe care l-au slujit. Haideți să spunem sincer, Dorin Galben a susținut PAS-ul și Maia Sandu. Și a făcut acest lucru vehement deschis. Emilian Crețu, același lucru, gata, e vândut lui Usată. Asta spun oamenii pe internet, nu afirm, doar repet ceea ce au spus ăștia, ca să dau exemplu. Nu este un atac la persoană, că dacă vroiam atacam, dar nu-i cazul, e ocazul să facem acest lucru. Deci dumnealor acum cad sub și sunt striviți de greutatea propriului sistem propagandistic pe care l-au construit. Deci devine anormal să vorbești și să iei. Dar care mai este emisiunea unui jurnalist?
să ne arate un singur partid de dimineața până seara? Eu vreau să văd. Eu vreau să văd un proces de judecată în care stă Procurorul Republicii Moldova și Plahotniuc în direct să văd ce are de spus omul. Pe toate ecranele. Așa cum se transmitea în direct procesul de judecată lui Filat, dacă vă amintiți. Era pus un ecran în fața Parlamentului și ni se arăta ce se întâmplă. Când era reținut în Parlament. Toată lumea vedea reținerea și ce se întâmplă. La ora actuală, nu, domnule, ședință închise, să nu se știe, nu luați interviuri. Clar că Platon a fost mai avantajat de acest interviu. De ce? Pentru că era redus la tăcere, pentru că este departe de Republica Moldova și nefiind aici, nu are controlul, pulsul. Clar că mediul în care și-a propagat mesajul este unul pro-european, este un mediu infertil pentru proiecția sa politică. Este ca și cum, mi-a plăcut o paranteză, ca și cum ai aruncat seminții pe asfalt. Nu vor încolți. Este clar că eu sunt aproape sigur de acest lucru. Că Veaceslav Platon anticipa. Își dădea seama de urmările și consecințele care pot, nu că neapărat și-a dorit sau era sigur, poate presupunea, lua în calcul că putea să se întâmple o asemenea urmare și eu cred că prin ceea ce a făcut TV8 și societatea Republica Moldova, doar au confirmat ce a spus Platon și au reconfirmat încă o dată faptul că presa și societatea care este controlată de PAS, nu toată, deci de PAS, funcționează anume așa cum a spus Platon. Deci Platon spunea că presa e capturată. Poftim. El spunea că jurnaliștii care sunt incomozi vor fi intimidați. Iată, poftim. El spunea că vor fi reduși la tăcere cei care vorbesc împotrivă. Iată, poftim. El nu este în Interpol în căutare. De ce? Deci e o întrebare pertinentă la care nu avem răspuns. De ce refuză Interpolul? Ori și Interpolul s-a vândut rușilor. Pentru că asta am auzit atunci când a câștigat Stoianoglu la CEDO. Susținătorii PAS-ului în Facebook și prin comentarii spuneau că înseamnă că și la CEDO au ajuns rușii. Și fraților, vorbim totuși despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului, vorbim totuși despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cum să vă permiteți să spuneți că acolo au venit rușii și au cumpărat 27 de judecători din 27 de țări? Da. Deci, dumneavoastră sunt gata să arunci cu noroi și în Uniunea Europeană dacă nu le iese cum vor ei. E grav acest lucru, nu se poate acest lucru. Mai bine recunoști că ai greșit. Da, nu ne-am greșit, o să ne corectăm, ne cerem scuze. Învățăm și noi, nimeni nu a învățat. Asta e, o să ne... Nu, nu, nu. Noi suntem sfinți, restul toți sunt proști. Celelalte legat trei interviuri... Legat da, de Benedictu, Alexei Benedictu. Este un om, l-am urmărit cu atenție, este toate un trei interviuri? Multă experiență. Da, este un om foarte șiret, foarte priceput, foarte viclean. Eu cred că este un jurnalist, poate nu de temut, dar cu care trebuie mai atent. De ce a ales anume aceste trei personaje? Ca să nu cred că a fost meargă o chestiune în crescendo. Cei de la PAS... Știa din start că era prevăzut... Nu cred că știa din start că urmează să fie ușor. Și a crescut audiența, a captat audiența pro-europeană, după care a dus-o la Șor, ca să vadă ce o să spună Șor. Pe Șor, din punctul meu de vedere, l-a desființat. Întrebările l-au pus pur și simplu în caloș, cum spune în popor. O chestiune la care trebuie să lucreze oamenii care îl consiliază pe Ilan Șor este faptul că trebuie să-și păstreze liniștea morală, emoțională, pentru că era agitat la un moment dat, gesticula, păi, da, acceptând, își cerea voie să vorbească. Acceptând, nu și-a dat seama că nu este pregătit? Probabil dumnealui considera că va fi un interviu de-al casei. Ori Venedictov este greu, cu el e complicat. Omul ăsta se vede că are o școală specială, n-aș exclude poate... Da, Popșoi a trecut ministrul nostru de externe examenul cu Venedictov. Eu cum cred considerați? Că Venedictov n-a avut scopul să-l pună în caloș pe Popșoi. Cred că scopul a fost să preia de la Popșoi, să atragă de la prin Popșoi, să atragă electoratul pro-european ca să urmărească, în special cel vorbitor de limbă rusă, pro-european vorbitor de limbă rusă, el există. Ei, există. După care să-l transfere ușor, frumos, să-l ducă către Șor și să vadă, da, poate voi și aici vă regăsiți. Îmi face impresia că Șor a fost desființat pentru că întrebările au fost tăioase, contradicțiile au fost clare și Șor n-a fost suficient de convingător. Eu încercam să zic, ok, hai să spunem că eu sunt sunătorul Șor, hai să presupunem. Da, da, da. Nu m-a convins. Pe mine nu m-a convins. Am înțeles. Deci cred că trebuie să fii mai bazat pe ce aici face, mai concret, la fel cum spun și în cazul Maia Sandu și a PAS-ului. Mai concrete răspunsurile, mai exacte. Ei trebuie să controleze discursul său public. Nu să fie apșoară, așa, bla, 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 bla. Și frumos vorbește, dar și-a spus, nu știu de tare frumos vorbește. Iată asta la noi, Republica Moldova, din păcate, vedeți, eu fac trimitere la acte, date, nume, cifre, video, concret. Da, apa de mult trebuie să treacă și să vorbim despre lucruri. Trebuie să vorbești concrete. Frumos, dar trebuie să vorbești și conținut. Și conținut, exact. Mergem la un alt subiect, este ceea ce am citit acum și mă interesează părerea dumneavoastră, chiar înainte de a veni la emisiune. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul de Externe din România și care ar fi motivul, dacă dumneavoastră un pic faceți așa este o analiză? Este evident, eu urmăresc cu atenție, sunt în strânsă legătură cu partenerii mei de la București, care au semnalat faptul că pe pagina de Facebook și pe site-ul Ambasadei Federației Rusiei la București a fost publicată lista
soldaților care fac parte din Legiunea Internațională, sunt voluntari care s-au înscris să lupte de partea Ucrainei, să apere integritatea și viața celor din Ucraina, și aceștia se laudă că, precum că au omorât, nu mai țin minte exact, îmi pare că 800 de români care au fost acolo uciși. Din punctul meu de vedere ar fi o sfidare să publice acest lucru pe teritoriul statului. Bine, Rusia are ce are cu Ucraina. România a decis să susțină Ucraina inclusiv prin acești soldați. Misiunea diplomatică are scopul de a menține relații diplomatice, să zâmbim, să ne strângem mâna, să încercăm să găsim consens. Această publicare este un gest de lezarea onoarei, a demnității. Atunci noi v-am omorât români și suntem mândri de asta. Poate a fost făcut cu un scop. Nu-i frumos. Poate a fost făcut cu clar, un scop. Clar, eu vreau să arate că jumate din Legiunea Internațională a fost deja nimicită de Ucraina. Clar, acest lucru face parte din propaganda de război. Eu, unul, sunt categoric împotriva războiului. Să știți că, în egală măsură, anticipând întrebările oamenilor, condamn ceea ce se întâmplă între Israel și Fâșia Gaza, unde mor civili la ora actuală. Am văzut cu unii... E mult mai groaznic decât în Ucraina. Nu știu dacă e mult mai groaznic. Scara este mult mai mică, adică proporția genocidului împotriva populației. Crima este crimă, indiferent că se află în Fâșia Gaza sau în Ucraina. Exact. Dar mă refer la numărul celor care mor, dacă ar fi să facem un clasament. Și oriunde în altă parte a lumii, fraților, trăim totuși în secolul 21. Ce nu ne ajunge? Minte, nu ne ajung bani, nu ne ajung zăcăminte, nu ne ajung teritorii. Avem de toate, fraților. Haideți să ne înțelegem diplomatic, și eu sunt unionist și altul poate fi pro-rus. Haideți să ne așezăm la masă să discutăm. Să găsim un numitor comun. Nu putem. Lăsăm subiectul pentru mai târziu. Revenim la el mai târziu când se vor mai stinge spiritele. Dacă suntem în acest context, nu sunt niște elemente destructive și care bat alarma crearea în România cele mai mari baze NATO, drona care a atacat unitatea militară din Transnistria și alte momente care ne apropie pe noi de o situație critică ca să fim implicați în război? Sunt niște semnale îngrijorătoare. Mie nu-mi place și mă îngrijorează faptul că la Moscova, în special Maria Zaharova și alții oficiali ai Federației Rusie, vorbesc tot mai des despre Republica Moldova. Mi-ar plăcea, aș prefera ca ei să uite în general de existența noastră, în contextul în care ei sunt într-o fază activă a unui conflict, sunt ca un animal rănit. Deci oricine se află în război, clar este afectat. Îi mor oameni, pierd muniții, pierd bani. Clar că este într-o altă stare de afect psihologic în care ar putea lua decizii pripite și agresive în raport cu Republica Moldova. Noi suntem foarte fragili ca stat. E una să crede și Rusia fiind în Germania, sub cupola NATO, și alta să fie în prima linie aici în Republica Moldova, unde iată ajunge o dronă și lovește un elicopter din regiunea separatistă Transnistria. Cred că este o făcătură acest atac cu dronă. Acele elicoptere de mult nu au fost folosite și de mult nu mai sunt în stare tehnică bună. Dacă ar fi vrut ucranienii, de mult ar fi făcut acest lucru. Dacă ar fi vrut Republica Moldova, de mult ar fi făcut acest lucru. Reamintesc că statul ucranian a propus Republicii Moldova intervenția militară cu scopul restabilirii ordinii constituționale și predarea controlului Republicii Moldova. Statul Republica Moldova a refuzat acest lucru. Escaladarea conflictului pe acest segment de mult deja ar fi fost convenabilă ucranienilor ca să-și poată elibera garnizoana de pe 50.000 de soldați care se află în Odessa. Da? Deci, la ora actuală, trupele ucrainești sunt în jur de 50.000 care stau în Odessa doar din cauza că există regiunea separatistă Transnistria, unde este acest Gotăr, grupul operativ al trupelor ruse, care numără peste 2.000 de soldați. Acest depozit din care oricând se poate trage. Trebuie să admitem acest lucru. Poate vor trage, poate nu. În același timp, credeți că nu ar face față Ucraina ca să acapareze zona aceasta? Cu siguranță aceasta? Ar face față. Întrebarea este, le trebuie acest lucru astăzi sau nu? Nu le trebuie, pentru că nu au nevoie de două fronturi simultane. Înțeleg că vor implica și Republica Moldova în conflict. Cred că acest lucru face parte din scenariul de amplificare a acestei temeri publice. Am văzut atunci când și-au lansat o grenadă în conducerea asta a fost vara. MGB, în care nu era nici măcar paznicul, au dat foc la un WC-ul de la unitate militară și au dat jos niște antene care deja erau prăvălite anul trecut de intemperiile din iarnă. Chestiuni sute din deget, vreau să vă asigur că domnul Bușan, precum și alți lideri informali ai Transnistriei, mă refer la lideri financiari ai acestei regiuni separatiste, nu au niciun interes absolut ca Federația Rusă să ajungă în Transnistria. Deși ei sunt parte a lumii Rusie, deși ei sunt controlați de Federația Rusă, apariția Rusiei aici pentru ei înseamnă pierderea sferei de influență și banii vor merge în alte buzunare. Bușan se află în Germania,
Gușan nu este, asta e Republica Șerif, da? Holdingul Șerif. Gușan este un om foarte pragmatic, este un om cu mulți bani, căruia nu îi trebuie absolut deloc să escaladeze conflictul. Acest status quo, menține aceste quasi-republici, îi convine. Acest lucru aduce bani, iată, în concordanță și în tandem cu toate guvernările de la Chișinău, care au 25% ad cat, parandărăt în limba română, de tot ce se întâmplă în Transnistria. Tare, da, ar fi bine și frumos privit, să fie la fel. Mă scuzați că vă întrerup. Ați privit interviul lui Igor Grosu cu un jurnalist de la TVR Moldova, în care, clar, colegul meu îl întreabă pe domnul Grosu dacă știe despre această republică și ce face Gușan mai departe. Mie mi-a părut straniu răspunsul. Aici mă pun așa, un pic la dubii. Eu am să-mi amintesc că la începutul conflictului militar, Maia Sandu l-a trimis nu pe domnul Serebrean, la negocieri, ci pe domnul Recean. Pentru că domnul Recean a fost responsabil de vamă, fiind pe atunci ministru de interne. Vreau să reamintesc că până la PRDM, vama Republicii Moldova, serviciul vamal, facea parte din serviciul de informații și securitate. Odată cu reforma propusă de către PLDN-ul, din care făcea parte și Recean și Maia Sandu și toți ceilalți, s-a trecut, acest serviciu a fost trecut sub Ministerul de Interne. Și domnul Recean era responsabil inclusiv de vamă. Ne amintim de acea perioadă de gloria contrabandei și noi știm că contrabanda s-a făcut la vamă cu România și la frontiera, așa zisă, cu regiunea transnistreană. Deci ei au anumite relații interpersonale. Mi amintesc că reprezentanții guvernului de la Chișinău au mers la stadionul Șerif Tiraspol și au urmărit. Deci ar putea de guvernarea să aibă un interes? Absolut, este evident. De ce ar cumpăra energie electrică din Transnistria? Pentru că este mai ieftin cu un leu? Ok, un leu. Bine, atât costă demnitatea Republicii. Ideea că orice om de la noi, politician, dacă îl ia și îl treci nistru, niciun cetățean nu-l cunoaște, nici pe Serebrean nu-l poate, dacă îi dă bună ziua, să spunem că ei sunt atât. Dorința trebuie să vină de la Chișinău atunci, ca noi să ne unim. Absolut. Chișinău trebuie să pună condiții foarte clare care să ducă la reintegrarea acestei regiuni. Noi le-am dat ștampile vamale cu care exportă producții, noi le-am permis până acum să ajungă până la aeroport prin spațiul VIP, Very Important Persons, noi le dăm toate facilitățile posibile ca ei să poată funcționa în regim separatist, iar legile adoptate privind combaterea separatismului, țineți minte, era legea n-a provocat nici o acțiune până la ora actuală. Cum combate la ora actuală guvernarea separatismului? Voi reaminti faptul că domnul Recean, când a fost investit în funcție de prim-ministru, una dintre angajamentele sale, declarațiile sale, a fost combaterea separatismului și reintegrarea regiunii transnistrene. Vă amintiți? A fost și la emisiunea Bună Seara cu domnul Surdu, unde a făcut aceste declarații. Unde sunt acțiunile concrete? Nu sunt. Unde mai punem și sloganul Ftem Natena Bezvas? Mai mulți deputați, miniștri ai PAS, inclusiv presa afiliată lor, cu același slogan, unii și-au făcut și hanorace. Hashtag pentru Neric, dar fără voi, pentru că în următoarea săptămână să vedem că se semnează contractul cu Ciurgan și primim în continuare energie electrică din regiunea separatistă. Separatiștii rămâneau fără gaz, fără energie electrică și fără bani. Regimul separatist. Republica Moldova ar fi putut condiționa această situație pentru a obține benefitul. Luăm, dar să se predea în limba română, să lucreze liber școlile, scoateți punctele respective vamale, să circule liber, noi nu o să traversăm dincolo, nu o să trimitem trupe și mai departe, și multe alte condiții. Respectați legea, faceți aceea. Niște condiții normale, cu postul acela sau fără post ce schimbă. Da. Că lucrează școlile și așa lucrează, dar fără persecutări. Deci se puteau obține niște chestiuni, nu s-au obținut. De ce? Pentru că noi avem niște mămălegi în loc de politicieni, care nu știu să limceară, nu știu să-și pună... Și oamenii nu sunt de vină de acolo. Eu chiar consider că oamenii noștri. Sunt cetățenii noștri. Republica Moldova are o obligație activă față de ei. Cum garantăm noi siguranța lor? Noi încercăm, măcar cumva, domnul, eliberați toți deținuții din pușcăriile din Tiraspol. Dacă aveți material probatoriu, dați-ne să vedem ce crimă a comis, dacă a ușit pe cineva. Da, normal că nu îl preluăm noi. Da. Vă scutim de cheltuieli, îl preluăm noi. Dar noi vrem să fim siguri de faptul că acești oameni sunt deținuți în condiții umane, nu sunt torturați și ca ulterior Republica Moldova să nu pierde la CEDO. Și încheie, doamna Răducan, o chestiune de trădare națională. Atunci când adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a PCI European, a spus că Transnistria este teritoriul controlat de ruși, te amintiți ce au spus ai noștri? Asta declarația PCI-ului. Adică noi n-am confirmat acest lucru, noi, Republica Moldova, nu am afirmat nici până astăzi, oficial, nu declarații politice în platouri. Noi nu ne-am alăturat declarația PCI-ului prin care să recunoaștem că Transnistria este teritoriul ocupat de Federația Rusă. Deci ei una ne spun nouă la televizor și alta fumează în viața reală. Cât e de dureros că ar fi putut rezolva acest subiect de mult și alte guvernări și alte partide, dar nu s-a dorit. Exact așa, ceea ce se face acum cu Găgăuzia, se transformă această regiune într-o sperietoare. Și nu încearcă să se apropie de Găgăuzia, da. Așa spune Sisu. Da. Și Rusia împiedică. Vreau să comentați știrea care astăzi am citit. Fostul șef al Poliției de Frontieră pus sub învinuire în dosarul atacului de la aeroport
aeroportul internațional Chișinău și este vorba de Rosian Vasiloi. De ziua sa de naștere? Da. Cum considerați? Este presiunea societății sau ce s-a întâmplat? Că noi atât am așteptat, atât am cerut. Și până la urmă, credeți că va face victimă? Îl vor face capis? Nu. E o chestiune care servește electoral, gen bei svăniști și topciujii băialeți, iată, vedeți că noi curățăm și rândurile noastre. Haideți să fim cât se poate de sinceri. Incidentul de aeroport a avut loc din cauza că sub toate pretextele de alertă, că ne atac rușii, că vin bosnieșii și așa mai departe, se făcea corupție pe un capăt. Vama și fiscul la ora actuală sunt două surse de bani enorme. De asta ei nu vor nici rupt capului Unirea sau alte acțiuni care aduce la dispariția acestor frontiere și fiscuri. Tot ce se întâmplă acolo demonstrează clar că știți cât s-au înțeles cu bani și au trecut așa cum a fost ăsta pe care l-au împușcat? Noi în Chișinău avem astăzi oameni care la fel... Asta cunoștință trebuie... de cauză? Absolut. Ziceți asta acum? Absolut. Lasă-mă citeză, eu am să le prezint nume, prenume. SIS-ul nostru știe foarte bine despre acest lucru. Și angajații de la aeroport cu care am discutat, care lucrează acolo, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal, știu foarte bine câți au fost duși, ca așa. Știți cum mergea domnul polițist din față? Da. Fițer în ușoară, când pare foarte rău condiționat și condulează familie. El mergea în față, iar omul ăsta în spate. Pentru că de obicei te punem în cabinet, îți punem cifra, tu te mai gândești, mai vezi, dacă găsești bani. Omul ăsta și-a sunat mama, dacă amintiți, a fost publicat. Da. Și el vorbea acolo despre bani. O mine netul că denic, 25, mine netul că 5. Adică să fie foarte clar. Și al doilea incident care a avut loc, tot din cauza banilor s-a făcut. Pentru că și atunci când a început războiul, serviciul nostru vamal, poliția noastră de frontieră, nu toți, vârful. Pentru că corupția mereu este pe piramidă. Capul strânge tot și restul de jos sunt obligați să strângă. Dacă nu, dăm afară. Dacă nu aduci bani, o să punem altul care aduce. Și vedem din când în când că se mai fac percheziții, se mai rețin împreună câini, inclusiv câinii devin acolo atmetă. Bine, da. Am văzut astfel de chestii. Câți ucrainieni au trecut ilegal frontiera contra unei sume de bani. Știți ce bani s-a dat mită? Începând cu 10.000, 20.000, 30.000 de euro, numai ca să scap de război. Inclusiv cu ștampile, inclusiv cu dată inversă, cu tot ce trebuie. Dar pe câți au fost prinși din poliția de frontieră că ajutau să treacă ilegal frontiera? Asta a fost motivul. Corupția este motivul acelei insecurități. Sub toate pretextele de stare de urgență. Și credeți că va face pușcărie Rosian Vasiloi pentru acești doi moldoveni care au... Dosarul ar trebui să fie pentru corupție, pentru mita care a fost strânsă și dusă la cel mai înalt nivel. Nu, dosarul n-ar trebui să fie pentru acest incident de aeroport. Incidentul de aeroport este consecința corupției. Dumneavoastră doar știți acest lucru. Toți care ne urmăresc știu acest lucru. Cei care sunt în domeniu, stimați polițiști, stimați lucrători ai poliției de frontieră, dumneavoastră doar știți. Iată, ei vă pun viața în pericol. Nu, eu tot înțeleg. Chestii. Și e vorba de viața omului. Doi oameni au murit. Asta nu e că e prins un om cu două telefoane, unul duce la vânzare, mai face un ban, puteți din nou, asta sunt chestii minore. Poți să-l declare că e de vunică, că e de folosință proprie, dacă îl scoate din cutie, dacă e dezambalat. Niște fleacuri de genul ăsta care mai pot fi trecute cu ochiul. Noi vorbim despre corupția mare. Ori corupția mare este acolo unde este statul. Nu acolo unde un polițist a luat 200 de lei mită și gata, îl prindem, arătăm cu mascați, cum îl punem la pământ. Trâmbițăm tot. Dar cei care iau atcat 20% de la aeroport, nu? Dar cei care la aeroport iau banii ca să dea drumul astfel de persoane. Veniți seara la terasă și o să vedeți câte persoane de asemenea gen și introduce limba de dată. Suntem pe final de emisiune, dar nu pot să nu vă întreb, domnul Bilețchi, să spuneți părerea dumneavoastră vis-a-vis de tot ce se întâmplă în Metropolia Basarabiei și Metropolia Moldovei. Astăzi, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, întrebată fiind despre acest subiect, a zis că ea își dorește pace în sânul bisericii. Pe cât a fost de sinceră, pentru că am văzut că nu de mult a făcut poze cu Igor Grosu, cu exponenții de la Mitropolia Basarabiei. Situația aceasta urâtă că pleacă de acolo, vin acolo și ăștia declară că și de acolo se întâmplă niște lucruri. Cum vedeți noi ca și cetățeni, dumneavoastră ca și cetățean simplu, lucrurile astea aduc, fac bine țării? În Republica Moldova, la ora actuală, funcționează două metropolii. Este vorba despre Metropolia Moldovei, care este subordonată canonic Patriarhiei Ruse, și este vorba despre Metropolia Basarabiei, care este subordonată canonic Patriarhiei Române. Din punctul meu de vedere, este absolut normal și firesc să existe acest concurs de împrejurări, întrucât, pe de o parte, noi am fost parte componentă a României Mari, și aici era Metropolia Basarabiei, de altă parte, am fost anexați și incorporați în componența Uniunii Sovietice,
prin pactul Ribbentrop și Molotov, respectiv aici a fost înființată ulterior metropolia Moldovei, a întregii Moldove. Moldova nu e chiar întreagă, așa, dacă să fim mai exact. Basarabia tot, dar dacă să luăm ca pondere, Moldova ar trebui să fie mult mai mare decât Basarabia, care la ora actuală este ciopărțită. Eu nu înțeleg această fățărnicie în raport cu metropolia Basarabiei, întrucât pe de o parte Guvernul Republicii Moldova a promis că va întoarce în gestiune acele bunuri, clădiri, da, care au fost luate abuziv. E ca și cum eu aveam o casă, a venit puterea sovietică și mi-a luat-o ilegal, eu am dreptul ulterior să o cer înapoi. Această acțiune în regres... Apropo, nu s-a făcut nimic mai departe. Nu s-a făcut, să știți că această clădire nu a fost întoarsă Metropoliei Basarabiei, deși s-au făcut promisiuni în acest sens și însăși doamna președinte Maia Sandu a spus că relația cu Metropolia Basarabiei și cu România nu poate fi într-un singur sens, adică ei se ne ajută și noi nimic. N-au făcut acest lucru. Doi, Igor Grosu, în contextul în care se spunea că Metropolia Moldovei ar face jocurile Federației Ruse, tot ei spuneau acest lucru. A spus că da, eu mă duc la Metropolia Moldovei și mă rog, voi pe de o parte, pe o gură spuneți că-s ruși, de altă parte spuneți, da, eu acolo mă rog. Eu unul nu stau să împart credincioșii și Dumnezeu între biserici. Începem, da, așa. Eu unul mă încadrez canonic în Metropolia Basarabiei, pentru că este a neamului meu românesc. Dar în același timp, Doamne ferește, nu vreau să arunc cu cenușă sau să-i condamn pe oamenii care merg și se roagă la Metropolia Moldovei, pentru că vedem că foarte mulți preoți de acolo ajung să devină parte Metropoliei Basarabiei. Consider că acest proces este unul bun. Trecerea din la metropolie la alta, atât timp cât este una democratică, liberă și nu împarte în uriaș și nu stârnește niciun fel de conflict, decât dacă se dorește artificial, este normal, sunt mai multe patriarhii, cineva canonic vrea să fie sub Kiril, cineva canonic vrea să fie sub patriarhul Daniel, fiecare acolo unde se regăsește. Cineva vede viitorul său cu România, cineva vede viitorul său cu Rusia, este un proces ok, atât timp cât acest lucru nu este speculat politic. Ori am văzut, din păcate, interviul doamnei președinte Maia Sandu, în care ea spunea că condamnă politicienii care se folosesc de biserică, făcând trimitere la Igor Dodon, bineînțeles, că acesta... Și acum noi vedem ce? Și acum că noi vedem că ea face poze în biserică, deși până acum nu am văzut-o. Fraților, eu de ani de zile merg la biserică. În fiecare duminică de sărbători și când am nevoie, când simt eu că e cazul. Și promovez biserica, pentru că n-am furat și nu mă ascund sub voalul bisericii ca să prostez cumva legătorii. Dacă voi ați spus că e de condamnat, de ce faceți același lucru? Doamna președinte Maia Sandu, dacă ați spus că nu este bine ca Dodon să meargă la biserică și să-și acopere fără de legile și așa mai departe cu biserica, de ce faceți același lucru? De ce vă acoperiți cu voalul bisericesc? Noi doar știm că nu vă este propriu acest lucru. Știm că nu sunteți un politician care pledează pentru credință. Nu v-ați asumat acest lucru. Mai degrabă sunteți pentru o lume liberală, pentru o lume, nu știu, poate sceptică față de biserică, poate, cum îi spune, este un termen, nu ateu, dar agnostic. Da? Poate în alte, nu vă este propriu acest lucru. Ori dacă vreți să vă fie propriu, demonstrați prin acțiuni. Eu vreau să văd aceste clădiri, că se întorc înapoi la Metropolia Basarabiei. Metropolia Basarabiei a declarat foarte clar că va păstra în continuare regimul de funcționare. Folosiți-o în continuare, vreți bibliotecă, poftim. Dar dați-ne înapoi cei ce ne-a fost luat cu desila, cu forța, cei ce ne-a fost furat. A fost a noastră, a comunității noastre. De ce ne-a fost luat? Nu este corect acest lucru. Eu cred că tuturor care toți cei care au fost deposedați ilegal de bunuri, trebuie să se întoarcă bunurile. Indiferent că sunt români, ruși, bulgari, chinezi, ce a fost a tău trebuie să fie. Care e documentul de dobândire acestui teren? Naționalizarea forțată? Poftim. Au fost și cazuri când oamenii au fost forțați să semneze că sunt de acord de statul. Atunci aceștia nu mai sunt în drept să liște retrocedarea acestor bunuri. Da. Ori foarte mulți nu au fost de acord pentru care au fost împușcați, silnic obligați să meargă în Siberia. Și aici ar vrea să închei cu Metropolia Moldovei, care atunci când se subordonează canonic Rusiei, ar fi bine să-și amintească că oficial Rusia este moștenitoarea de drept a Uniunii Sovietice, prin Constituția Federației Rusiei. Ori Uniunea Sovietică era bezbožnică, fără Dumnezeu. Ei pledau împotriva tot ce înseamnă religie, credință, preoți și biserici. Transformau bisericile în cluburi, în depozite, în case de cultură și mai departe. Este cel puțin... cum să spun eu, duplicitar, dacă nu fățarnic, pe de-o parte, acum 20 de ani în urmă, sau 40 de ani în urmă, se demolau bisericile, dădeau jos clopotele, pentru că astăzi urmașii acestor oameni să vină să ne spună cât de mare și de important Dumnezeu. Cereți-vă scuze, pentru asumați-vă acest lucru. Spuneți că, domnul, așa a fost etapa istoriei, ne pare foarte rău, condamnăm acele crime împotriva credinței, împotriva lui Dumnezeu și atunci poftim. Bine ați venit în sânul nostru. Ori dacă acest lucru nu se întâmplă, ceva nu este curat. Ceva nu este. Și îmi cer voi de la directorul postului de televiziune încă două minute, pentru că vreau neapărat să vorbesc despre asta. Astăzi, eu ca și
responsabilă ca să merg sau reprezentanta postului de televiziune TVC 21, am mers la această conferință de presă și am abordat subiectul Academiei de Științe, pentru că este un subiect despre care vorbesc mulți ani la rând. Am vorbit despre tot ce se întâmplă acolo și de ce Partidul de Guvernare și Maia Sandu nu ia atitudine față de tot ce se întâmplă, mai ales condamnând foarte tare tot ceea ce a făcut și a născut Partidul Democrat și Plahotniuc în persoană. Noi știm foarte bine că Gheorghe Duca a fost presat în biroul lui Filip ca să îl voteze, ca să îl numească interimar pe Tighineanu. De aceea, abordând acest subiect, nu pot să spun și nu pot să vă întreb pe dumneavoastră, văzând că și-ați făcut o postare, că bunelul dumneavoastră, Nicolae Bilețchi, a fost membru corespondent Academiei de Științe foarte mulți ani. Doctor și habilitat. Doctor habilitat și a pledat foarte mult, știu eu din sursele mele, că ca să revenim la adevărul științific a limbii pentru române, limba română. Pentru în 1994, când se făcea Constituția, că exact. Nu erau atât de mulți patrioți. Exact. Orizont. Și acum am ajuns ca să avem și noi am ajuns să ne se spună că suntem oameni rușini. Asta e, din păcate. Ce părere aveți despre... Adică, tot respectul pentru bunelul dumneavoastră. Mulțumesc. Ce părere aveți despre tot ceea ce se întâmplă la Academie de Știință și inactivitatea sau faptul că se fac că nu văd greșelile care au fost făcute acolo? Academia de Științe a Moldovei mereu a fost ținta unor atacuri și deosebi încercări de a fi preluată această instituție, de a fi subordonată intelectualitatea de Republica Moldova. Mai nou am văzut că au încercat să preia și anumite clădiri. Doamna Drăgălin a declarat că se uită cu interes la clădirea Academiei. Apropo, nu era o situație negativă preluarea, că acolo acum vântul bate prin toată clădirea aceasta. Și... A fost adusă intenționat această stare. Ori un popor fără intelectualitate este un popor pierdut. Noi avem nevoie de profesori, avem nevoie de oameni deștepți care să educe acest popor, care să ne învețe pe noi, care să ne ajute pe noi. Noi trebuie să investim în educație, în cultură, pentru că e mai ușor să previi o problemă socială decât să o tratezi ulterior. Un om educat fură mai puțin, taie mai puțin, distruge mai puțin, pentru că este educat, pentru că conștientizează acest lucru. Întotdeauna Academia de Știință a fost supusă atacurilor de a fi presată, preluată de diferite partide, de a fi subordonată. Le-a fost foarte greu. Și în sânul Academiei de Știință au fost foarte mulți profitori. Mai sunt și acum. Bunicul mi-a relatat atât cât a reușit despre bătăliile interne care s-au dat, inclusiv în 94, când trebuia să fie semnată. Deci Parlamentul Republicii Moldova, care a aprobat Constituția, în mod normal trebuie să o aprobe prin referendum poporul, nu Parlamentul, a pus o întrebare Academiei de Științe. Cum este denumirea limbii? Doar 5 academicieni s-au încomitat să semneze acest document. Bunicul meu este unul dintre ei. Unii s-au dezis pe parcurs de această semnătură. Fapt pentru care au primit Ordinul Republicii. Au trădat cauza. Bunicul meu a mers ferm înainte și nu a primit Ordinul Republicii. Cred că doamna președinte Maia Sandu, dacă ar vedea, dacă și-ar pune interesul, ar vedea cine a pus la bază, din punct de vedere științific, ca acest lucru să fie permis? Cine a făcut primele trimiteri științifice? Pentru că ei nu sunt doar lingviști, ei sunt și istorici. Da. Ei sunt filologi care analizează etnogeneza unei limbi, de unde ne tragem, care este corect glotonimul limbii pe care o vorbim. Nu trebuie să vorbim eu sau dumneavoastră, sunt oameni de știință care trebuie să fac chestia asta. Ori noi avem, din păcate, politicieni care speculează acest lucru, ori noi au vedem folosit politicieni pentru a care, ne dezbina, exact, moldovenească, român, așa, de fără a avea argumente științifice. Ajungem să ne vorbească despre istorie, oameni care nu sunt istorici de profesie. Sau neglijând ce aici spun istorici de profesie. Fraților, dați să ascultăm istoricii. Și întotdeauna sunt presați, sunt chisați și sunt... Și atunci aveți să scăpăm de atâta partide de o... Sunt transformați în niște mercenari ai partidelor politice. Am văzut foarte mulți, din păcate, membri Academiei de Științe care de-a lungul timpului au fost slugarnici față de anumite partide politice. Și la ora actuală cred că se întâmplă același lucru. Noi avem nevoie de acest for intelectual ca să fie unul cu adevărat independent, puternic, bine finanțat și care să facă știință. Dacă nu face știință, dat la o parte. Dacă face politică, dat la o parte. Ei trebuie să facă știință, ei trebuie să vină cu soluții și cu abordări științifice a vremurilor prin care trăim. Ar trebui guvernarea să inițieze o comisie parlamentară care să vadă tot ceea ce se întâmplă acolo. Absolut necesar, mai mult, că atât vreau să vă dau un simplu exemplu. Bunicul meu era și vinificator, făcea vin. La Institutul de Chimie, un specialist de Republica Moldova în domeniul respectiv, din semințele de poamă, viță de vie, de struguri, a descoperit o substanță extrem de lecuitoare care temăduiește foarte multe boli. Credeți că ai noștri au patentat-o? Nu. A ajuns la străini. Aole. Care astăzi valorifică acest lucru din punct de vedere economic.
Noi avem oameni care fac știință în Republica Moldova, pentru că când prosperă știința și inovația în sărăcie și în greutăți, omului când este bine, el ajunge în zona de confort. Și așa mi-e bine, pentru ce să mă încordez? Omului când este greu, iar nu este greu, avem sărăcie, avem lipsuri, avem probleme, avem crize, noi suntem deja o deprins cu cuvântul criză, nu ne mai sperie. Atunci apare inovația. Cum să ies din situație? Cum să inventez ceva nou? Cum să depășesc limitele posibilului? Și avem oameni foarte inventivi, avem oameni foarte capabili care nu sunt susținuți și pleacă peste hotare, avem un exod nu doar de populație, dar și de intelectualitate în Republica Moldova. Avem tineri de Republica Moldova care lucrează la NASA, care lucrează la sateliții lui Elon Musk. Oameni care vin din Republica Moldova, care lucrează la Google. De ce? Pentru că aici nu sunt susținuți, pentru că aici nu le se creează condiții, iar aceste condiții aduce bani Republicii Moldova. Ar trebui să ia atitudine, președinte, sau nu? Sigur că da, pentru că vreau să vă spun, în cunoștință de cauză, segmentul pro-european se bazează foarte mult pe intelectualitate. Ori, observ și dumneavoastră la fel, probabil, în ultimul timp se mizează pe gloată. Ori intelectualii, și eu mă întâlnesc cu ei, a fost, îmi pare foarte rău că n-am abordat 160 de ani liceului Asache, la care a fost și domnul ministru educației, domnul Perciun și domnul Prodan al culturii, care este, apropo, absolventul nostru. Absolvent. Exact. A fost prezentă doamna Cutasevici, a fost prezentă domnul Pavaloi, a fost un eveniment extraordinar de frumos și acest lucru demonstrează că noi avem nevoie de educație. Acest lucru demonstrează că noi avem absolvenți care ajung miniștri în diferite guvernări, în diferite partide, avem oameni de valoare. Și în discursurile lor, atât domnul Perciun, atât domnul Pavaloi, atât doamna Cutasevici, cât și domnul ministru al culturii, au spus foarte clar că avem așteptări mari față de intelectualitate. Haideți deci să lucrăm pentru intelectualitate, nu pentru gloată. Ori gloata este gata să ne sfâșie. Gloata are nevoie de lideri, de opinie. Să uite și spună, ne-a plăcut cum este ogrit. Băie deștept. E ca după dânsul am să mărg. Și nu invers. Nu ne coborâm noi la nivelul gloatei. Noi ne naștem toți proști. Să nu jăgnesc cineva. Și eu sunt prost. Dar uneori când mă uit în jur, prind curaj, vorba lui Creangă. Pe această notă, da, vreau să spunem mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și celor care ne-au urmărit, mulțumim foarte mult, am depășit toate limitele necesare pentru o emisiune, dar am primit o plăcere deosebită să discut cu dumneavoastră, cu dumneavoastră, pentru că sunteți rapid și în a răspunde și am reușit mai multe subiecte. Promit că despre ne mai vedem o dată și începem cu subiectul despre liceul Gheorghe Asache, ca mulțumesc să vorbim mai mult pe îndelete. Succes dumneavoastră și să ne vedem mai des și dumneavoastră să reușiți mai multe. Mulțumim foarte mult. Apropo, miercuri așteptăm în vizită la noi pe doamna președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Aoleu. Și o să vedeți că o să fie o întâlnire la cel mai înalt nivel și elevii noștri vor da dovadă de cea mai înaltă cultură și educație, pentru că vine șeful statului la noi. Indiferent de percepțiile politice, suntem bucuroși să fim gazda unor asemenea oaspeți. Casa regală, șef de stat, miniștri, noi vrem ca liceul Asache să devină o bijuterie, o nestemată. Da, așa a fost școala numărul 1. Coroana educațională a Republicii. Da. Exact. Mulțumim foarte mult. Eu vă aștept în fiecare zi de luni la 20:00. Aici, în studioul emisiunii Importanță, vorbim curajos și liber.